Oh. Da. Salut, salut, Cătălin. Ce să fac? Uite, am intrat și eu. Să stau și eu vreo 2 ore să fac o povestire. O fac povestirea live, dar hai să așteptăm să mai se adună lume. Să vedem ce se mai adună, ca să putem să dăm la povestire. Salut, Nicolae, salut. Mersi frumos, mersi mult de tot. Mersi, Cătălin. Am considerat să nu mai pun un vlog în continuare și să pun povestirea în continuare în live. Că e mult mai ok. E mult mai bine. Cafea mea la halbă, cafea la halbă. Ce să mai zic? Și am intrat mai devreme astăzi pentru că așa o să fac, o să intru după la 7 până la 9, 9 jumătate pe aici pe YouTube și până mă retrag, mă duc în partea cealaltă, mai să mă o Caterinca la vrăjeală pe TikTok ăla. Mult fac chestia asta și pe TikTok și pe YouTube, eu nu pot să fac lucrul ăsta că nu are rând pentru chestia anume. Salut Hitler! Hitler să mă arăt. Salut frate, salut! Rugăminte și eu la voi care sunteți aici și care vă veți Ai băgat 5 ani pentru trafic? Frate, eu n-am mers niciodată. Adică n-am intrat niciodată afară, în libertate vorbesc, să pot să fac trafic sau chestia asta. Că pe acolo am vândut, a fost nevoie și de situație că cam alea mai mergeau la un timp să se vândă, să faci țigări, să produci ceva anume. Drogurile, în rest nimic. Dacă îmi place de numele tău, bă, sincer, m-am amuzat că m-am dus cu gândul la cel mai odios personaj din istoria Germaniei. Dar așa, e ok, fiecare își pune numele cum vrea. Te pup, Cristiane, te pup să trăiască familia ta și ce dorești. Haideți cu like-urile alea. Like-urile sunt foarte importante, că ridică canalul puțin mai sus și se vede și canalul meu puțin mai mult pe YouTube ăsta și intră mai multă lume. Ca să putem să dăm și noi drumul la o poveste, să continuăm povestea care o avem. Am să pun continuare aici, în live direct, adică o să rămână ca și un vlog live ăsta. Cine o să-l vadă, o să vadă povestirea în continuare. Pentru că am considerat să nu mai pun un vlog, că puneam un vlog de 2 ore și mai bine pun un live de 2 ore, care să încep cu povestirea care trebuie.
Dar egal lumea. Trebuie să fii conștient când vrei ca să papi repede și mult, că lumea te leagă. Problema e că e și inconștiență cu drogurile astea când te bași cu ele. Că indiferent de situație, orice ai face și n-ai cum să te dai într-o parte. Când te-ai băgat în trafic de droguri, să fii conștient că ajungi pe la părnaie. Ori devii prăduitor notoriu și tai lumea în primire în continuu ca să poți să ducă lumea la pușcărie și să supraviețuiești tu, ori te duci la pușcărie și când te liberezi să oprești. Că vezi cum este lumea și în ce fel sunt toți. Și de ce ai continuat, nu te înțeleg. Dacă erai conștient că te leagă, de ce ai continuat, nu pot să-mi dau seama. Bravo ție, unu are ție. Dacă n-ai legat pe nimeni, unu are ție. Bravo. În momentul când faci prăzuieli, deja nu te mai numești bărbat. La modul cel mai serios. Lăsăm chestia că vezi doamne cu bulangereală sau cu chestii de-astea de lăchit sau astea. Astea sunt separate, da? Când ai început să faci prăzuieli, crede-mă că deja nu mai te numești bărbat. Nu mai coloană vertebrală, nu mai nimic. De ce? Pentru că îți place că rămâi liber și îți place viața și faci în permanență, în continuare prăzuieli. Știu, frate, e greu cu răurile, cu drogurile și cu astea e foarte greu, da? Eu am avut băieți la pușcărie care se drogau și care aveau răuri de nebunea. Crede-mă. Și de-aia nici nu am intrat în ele, pentru că am văzut cu ochii mei ce pot să pățească. Că puteam să intru și unele și mă nenoroceam. Da? Dumnezeu m-a ținut bine. Băi, nu mai spune așa, am fost trimit în fiecare cameră unde am fost, aiurea vorbe, zici. Temperează-te în ceat, Barosane. Nu se înțelege prost. Da, mă, știu ce spui tu, dar altă lume înțelege prost și nu de lumea. Face lumea de tine, Caterinca, Vrăjeală, ia uite, au, recunoaște, vezi ce ți-am zis. Te împărează de moșul, rămâi acolo, te-ai dus, nu mai ce mai sus, că... Zice fratele tău pe aici, nu mai haladiți să mor dacă te minti, nu mai băieți haladiți pe aici, în ceată. Îți dai seama că nu intră, mai intră și oameni, normal, de nu sau mai, dar sunt mulți haladiți care... Intră, normal că intră să facă o caterincă, să râdă, să glumim, să mai stăm, mai ascultăm o poveste, mai ascultăm... Multă lume. Dacă ăsta din tăi, pe camera mie. Băi, na, mă, vezi, poftim. Ce ți-am zis? Să mă ierte Dumnezeu acum. Tu știi ce ai făcut frățiorul meu, nu eu? Ce vreți, mă? Zice, cum ești tu, cum ai făcut tu, acum, ai intrat în camera cu rechin să mă arăt familia mea și te mușcă și un pic cât un pic, un pic cât un pic. Cum mă cheamă pe mine sau cum îmi spune? O, te pup dizmas, frate, te pup. De o cafea scurtă. A, ce scurtă, bă, că e plină să moară Johnny, dar am băut un sfert din ea. Te pup, frate, mersi frumos, să trăiască familia ta și ce-ți dorești. Nu o beau fără apte, dacă mă umor, că beau nes, ai înțeles? Ai auzit, zis, frate, mi-beau nes și cam pun la o halbă, cam... Eu exagerez, dar nu mai simt gustul, dacă beau de atâția ani de zile numai nes. N-ai văzut-o pe asta? Păi în toate blogurile mele, la mine e... A intrat în... A... 50 de corentată merge, frate, mi-așa da, mai zic, merge, cam așa vine.
Dacă 5 pachete, cam așa vine, da. Eu pun 15 lingurițe la asta să moară, mă, să mai zici. 15 lingurițe, 5 de zahăr, dar vezi tu, ori pun cofeta mult. Pun cofeta mult sau lapte, numai cu lapte o fac. Da, dar nu pun numai lapte. În mintea mea, idiotă, zic că e bun laptele că mai taie din tărie. Atunci să ai, frate, tot tăria aia și tot chestia asta e. Aia zic. Salut, Crețule, salut, te pup. Salut, tu, Ionuț. Tu ești nou pe aici și ți-am apărut la recomandate. O, e super ok că mă propulsează puțin și pe mine YouTube-ul ăsta. Și despre ce e vorba? Ce povestești pe aici? Ce ai făcut în trecut? Corect, odată? Deci, expun mai mult viața mea pe care am dus-o în penitenciar, fără, ca să se înțeleagă, fără zmarduieli, fără arfe de băieți. Adică povestim așa niște lucruri, scoatem aroganțele, arfele și figurile din cap. Mie personal și mergem pe o conduită care era normală. De ce? Fac lucrul ăsta ca toți cei care se uită, în special vreau să se uite, fiind ca și vlog, rămân ca și vlog, se uită generația asta mai nouă, să poată să vadă cât de rău era pe acolo și cât de urât poate fi în penitenciar, să nu încerce fiecare dintre ei să facă anumite chestii țăribiriste ca să poată să ajungă la penitenciar. Dacă sunt băieți deștepți și știe ce să culeagă din vlogurile mele și din povestirile mele, o să spună doar atâta, bă, omul ăsta a dus-o rău, a fost o culpă din viața lui în care el se spune răutățile care le-a tras la pușcărie și nu merită să ajungă acolo, că poate să mi se întâmple și mie. Cam despre asta ar fi vorba. Acum, dacă îți face plăcere și vrei să stai să asculți, bine. Astăzi o să intru cu... De asta am și spus, o să expun povestea în continuare. De fapt, povestea în continuare. O să povestesc așa, cam din viața mea de zi cu zi, cum ce păseam pe la penitenciar. Un buzit mic când vorbești. Nici eu nu știu, crede-mă. Ia stai puțin, se aude mai bine? Stai să vedem dacă se aude mai bine. E mai ok acum? Aici nu am nimic pe lângă mine. Merg pe telefonul Dizma, s-a înțeles și... Nu e telefon prost, dar de aici are 12 gigarambi, are... N-am ce să fac, crede-mă. Eu încă nu mi-am cumpărat scule, nu mi-am cumpărat chestii de-astea. O să-mi cumpăr și scule și mai multe chestii. Cât am executat în total sau doar din pedepsa care am ajuns să povestesc că ce a fost bine, oricum l-am povestit tot ce a fost înainte. Am mers puțin mai păsărite până am ajuns la pedepsa mare. Că sunt multe care pot să vi le povestesc și în total am făcut cam 18 ani și vreo 8 luni de zile. 18 ani și 9 luni, cam așa. Da, zis, mă, ai dreptate, frate. Salut, Costin. Ai dreptate și o să fac și lucrul ăsta, îți dai seama, nu? Dar stai să încep și eu să încep munca, pentru că am primit și o confirmare astăzi că până pe 15 începem treaba, încep treaba acolo unde sunt și o să fie altceva după ce o să se încaseze, după ce alea pot să îmi permit să cumpăr. Așa, dreapta, nici card bancar n-am, voi să ține mâini, nici card nu am, fraților. Sunt multe, dacă tot intru într-o chestie de asta și tot intru să povestesc sau alea, și sunt multe care trebuie puse cap la cap ca să pot să mai o conduită cum trebuie. Momentan e ok și așa. Ce să zic? Trebuie să fie ok. Nu mai ar fi cum. Haideți, vă rog frumos, dați și voi like-uri alea cine sunteți, care sunteți pe aici, vă rog mult de tot. Haideți ca să se vadă canalul puțin mai în sus.
Dăm drumul la poveste. Nu știu dacă am să opresc chat-ul ca să nu sară în ochi, să pot să le spun că nu vreau să fiu întrerupt când vă povestesc, dar o să-l las așa și cu siguranță după ce am să trimit, cât am să povestesc, am să vă răspund tuturor sau să vă argumentez ceea ce spuneți. Intră, frate, intră, intră aici. E un cont special care intră. Îmi fac cardul. Nu intră. Ascultă-mă. YouTube-ul ăsta e cam tras de păr și cum e? Adică are un cont special al lui unde ți intră banii. Și de acolo tu transferi banii. Nici de cum să intri direct pe. Dacă vrei, intră prima oară cum a venit în YouTube și pe urmă din YouTube îi scoți și îi transferi. Dar sunt aici, în contul special care este făcut de ei. M-a anunțat acum, vine un pin special acasă, care trebuie să-l introduc și să-i dai drumul la toate monetizările. De Google trebuie să transfer pe card. Da, merge pe card sau pe PayPal, nu-i problemă. Merge, am înțeles că merge și pe PayPal și chiar dacă nu merge pe PayPal, îi transfer un cont bancar. O să-i un cont bancar. Nu neapărat pe card. Și cont bancar am. Nu e problemă. Ce să plătesc? Ca Lucian. Nu știu la ce te referi. Nu, frate, n-ai cum. Ce n-ai băi? Atât de buf sunt, crezi că sunt bătut în cap. Ce să plătesc ca Lucian? Așa a spus el că a pățit. Dar n-a pățit nimic. Mă, suntem copii, de ne dorim pe noi, ne împiedicăm. Stai vrăjeală, mă, nu există așa ceva, n-are ce să-i fure banii. Nu înțelegi că n-are ce să fure banii. Eu n-am cont de TikTok, ce dracu. Eu până nu dau parola la nu vă las și TikTok-ul vezi că e foarte restricționat și foarte sigur. Da, frate, nu mă nevrei, da, de marketing. Aoleu, ce-am pățit, ce cu tare. Altele. Nu poți să spargi niciun cod, crede-mă, până nu ai o chestie care să fie acolo băgată o parolă sau asta, nu ai cum. Și în momentul când îți intră altcineva pe TikTok-ul tău și nu dă să intră în parolă, îți vine imediat mesaj pe telefon. Păi am încercat-o după o tabletă să intru pe TikTok, să accesez la și Bibi mi-a venit imediat și mi-am pus întrebarea în felul următor. Acceptați ca cutăriță, cutare, sunteți dumneavoastră sau nu? Așa că n-are cum, asta e vrăjeală, ce leacului. Se poate, n-are mă cum, n-are cum. Poate vreunul care era cu el acolo și așa, care era, eu știu cum manevra, că altfel n-are cum, frate. Da, mă, frate, ce dracu, despre ce vorbim? Exact, bravo, promovare multă pe subiect. Și i-a reușit. I-a reușit, cum a făcut și ăsta, cum îl cheamă. Nelson, la fel. Și-l interesa pe Nelson că face guță bansoare, dar a dat în ei hap cu tare buf. S-a promovat și singur a venit o grămadă de lume la el și a câștigat o grămadă de bani. Țac, 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 i-a aruncat lumea în prostie. Și a făcut treaba, s-a retras. L-ai văzut? Și ei, pormă, a mers în parterată și a dat valoare lui. Cum a dat valoare? Face infart, face cu tare, face cu tare. Băi, pentru când dai drumul la o chestie asta, mă interesează pe tine că face infartul ăla sau face infartul ăla. Acolo tot a fost o mânărie, parcă nu știm ce face ăștia pe TikTok, ce dracu sunt copii. Da. Șoferul, bă, cu ce mă ocup? Frate, momentan sunt acasă. Dar după data de 15 încep munca, sunt vulcanizator, ca să înțelegi. Deci din escroc din ăla devenit vulcanizator. Petremuncitorul. Și o meserie care îmi place extraordinar de mult și chiar îmi apreciez meseria pentru că îmi place ceea ce fac. Dacă nu îmi plăcea, mai spuneam. Da, bă, hai cu like-urile alea, ca să fie like-uri acolo, ca să poată să vadă, ca să poată să se strângă mai multă lume. Vezi că Nelson a umblat pe stradă și Nelson nu e prost.
Chiar nu-i prost să mor dacă te minte. Martalogul ăla aveți care creier pentru ăștia. Eu nu-l halesc o dără pe din prăduiala, înțeles? Eu de asta nu-l halesc. Dar așa pe stil și pe ce trebuie să facă și pe alea pe online și alea, vezi că e bandit. Prostia lui o face că o dă în prăduială și își dă acordul că e prăduitor de mic. Am bătrânitului, bravo. Bravo, te pup, bravo. Da, ce vrei? El are bani, am făcut bani, am înțeles. El nu mai trebuie să mai facă chestia asta ca să poți să ia bani de la lume sau alea. Și a creat o comunitate a lui care poate să trăiască cu ea, ajunge. Vrea mai mult, vrea mai mult. El mă vrea cum încolo așa. Deci haideți din nou, hai să începem o poveste care ar trebui spusă, pentru că vreau ca să rămână ca și vlog. Problema lui, frate, eu nu văd oameni de ăștia, ăștia nu sunt bărbați care știu femei la produs. Să rămână, să rămână, Nela, să rămână. Bună seara, să rămână. Tu ești fata care a intrat în seara aia cu Olga de la Sehaia, nu? Așa țin minte, acum două seri, nu? Două sau trei seri. În fin. Te-ai mă de rea, fac discuția lui Nesul, nu vrea. Am bătrânit rău. Dacă îi place prăduirile să fie prăduitor. Am înțeleg cu prăduitorii sau cu alea. În contră, eu când aud de chestii de-astea, eu prefer să nu discut despre chestia asta, că mi-e rușine de mine așa de drumul. Bine, că mai trebuie și vorbit de-astea, că trebuie vorbit. Asta e. Da, mă, frate, și am rămas când a venit nevastă mea la mine la vorbitor, în fine am dat cu vorbitorul. Deci, ca să se înțeleagă, încep povestea și nu vă mai răspund la mesaje, vă răspund după ce termin povestea, că dacă mesaje în continuare atenția și nu mai o săr dintr-una într-alta și mă apuc la chat și nu mă apuc la... Da, mă, și uite cum plec eu de la vorbitor. Deci plec de la vorbitor și beream încoace și mă tot gândeam în sinea mea și mare. Mamă, uite, mă, a venit la mine mâncat după atâția ani de zile, după atâta cât am stat eu pe aici, eu oricum mai aveam câțiva ani de zile până să mă liberez. A venit la mine, gata, deja în capul meu era gata. Vorbesc cu ea la telefon, o iau, mă împac cu ea, rămân cu ea, rămân cu tare, rămân cu alea. Că e nu numai să faci când vreau să la pușcărie, fiind acolo între patru pereți și între alea, și mai ales cum era meu strâns, l-am băgat pe camera acum pe secție pe 5 ani, pe staționare, ce zic, gata, mă, îi dau drumul. Te pup, vai, bă-s. Gata, mă. Ajung la cameră acolo cu pachetul cu astea. Eram în camera mitică ăla, era tovarășul ăla lui Matei. Nu știu dacă îl știți voi, bine, nu știu dacă am povestit de mă Matei și de tovarășul, dar am povestit că era la tâmplărie. Sunt multe povești care nu le omit. Eu am povestit puțin mai despre viața mea. Pe urmă o să încep și ce făceam cu lumea și ce astea ca să se înțeleagă, că sunt multe de povestit. Era frații văduva, Cornel și Cuțicu cu mine în camera acolo. Era numai pedepse mari, pentru că era cameră de pedepse mari. Ăsta avea vreo 25 de ani, se pare, pedepsa ăsta care avea camera. Și cam eu eram cu cea mai mică pedepsă, 15 ani, ai înțeles? Da, 15 ani, că ăla avea 18 ani. Cornel Cuțicu, Cornel avea, mi se pare, tot 18 ani sau 19 ani. Ălaltul avea vreo, tot așa, 16 ani, 17 ani. Eu eram cea mai mic cu pedepsă cu alea. Intră eu în cameră. Cum se face la pușcărie? Îți faci pachetul, îi dai și lui ăla să mănânce, îi dai și lui ăla să mănânce. Noi eram la masă aici, noi eram ăștia la masă. Adică eram eu, era prietenul ăsta lui Matei și cu mitică ăsta. Noi ăștia trei mâncam, ai înțeles? A fost o chestie că a vrut să invite ăsta, pe, cum îl cheamă, pe Cornel la masă ca să mănânce, adică să mănânce cu noi. Și am făcut eu un semn pe suma să termine, că nu prea îl haleam eu pe țicul ăla, înțeles? Nu că nu îl haleam.
era cam arogant așa el. Așa era stilul lui de om, cam arogant. Și eu nu-mi place oamenii ăștia aroganți așa care merge și se dă în stampă și vezi, Doamne, ei sunt cine sunt și e cu tare. Și să ție mandat la pușcărie pentru o pereche de papuci și să mă ierte Dumnezeu. Asta nu prea e mandat. Și n-ai cum să mergi în continuare sau astea. Că e așa și-a luat mandatul pe Craiova, pentru o pereche de papuci. Dar, în fine. Păcat de Cornel, bă, că Cornel era un băiat extraordinar de băiat bun. Și tot din cauza lui Fraxu și mandatul și tot ce a trebuit să ia. Da, mă, și stăteam în cameră acolo, înțeles? Mă duc eu în cambuză, scoțele telefonul, hap și sun direct pe asta. Asta era pe drum. Da. Ce faci, ce cu tare, ce una alta? Băi, ești nebun, ce să fac cu tare, una alta? Ia zi, fă, cum facem, cum alea, ia zi, ne luăm sau nu ne luăm cu tare? Păi, Cristi, stai mai răbdare, hu. Vorbim săptămâna viitoare când vin la tine cu tare. Și eu ce zic, bine, mă, tată, vorbim săptămâna viitoare. Deja începusem cu, mă, tată, viața mea, da, iubirea mea, eu eram cel gata, eram pe dos, dus pe copcă cu ea, direct. În fine, închidă telefonul. Băi, și mi se... Tot în seara aia, ai înțeles? Nu știu cum am făcut. A băgat ăsta în cambuză, că în cambuză țineam, ai înțeles? L-a băgat, l-a încărcat acolo și s-a ars încărcătorul, frate. Și nu mai aveam încărcător neam. Băi, dar și nici nu găseam încărcător. Și spun ăsta, băi, ne caută pe fărâm, încărcătorul ești de bucă, îl pătim. Dacă fusese la vizită, aveam țigări sau alea. S-a dus, l-a căutat, n-am domnul, bă, dar caută de acolo, un transformator și de bună cap și îl băgăm pe direct. Și până încărcam pe direct. Vorbeam, ba cu ea, ba cu mai vorbeam și eu cu Gagici, ba cu alea, mai era... Prin zi, aveam două, trei fete care vorbeam pe chat, pe ele. Ca la pușcărie, frate, cauți o modalitate de a supraviețui, ai înțeles? Că o ai pe una care o pui deoparte și o menții pentru tine, dar restul ca să supraviețuiești, pentru că care a sus pe la penitenciar e ca un trai chestia asta, să ai un telefon, să poți să vorbești, să vină de afară la tine. Și pe la mine nu se cam tăiase pachetele ca să înțelegeți de acasă. Că nu se tăiase pachetele de acasă, dar venea mai rar. Venea mai rar pentru că nu mai trăgea inima nici pe mama. De fapt, nu aveam pe nimeni, nu aveam doar pe mama care putea să mai vină la mine. Și pe sora mea, care sora mea era plecată, fiind, era plecată de ani mulți de zile în Spania. Și n-am văzut, eu vă spun sincer, pe sora mea n-am văzut, am făcut eu 13 ani, cu că vreo, de vreo De-abia după 23 de ani am văzut-o pe sora mea, ca să se înțeleagă. Deci după 23 de ani am văzut-o pe sora mea. 23 de ani nu am văzut-o deloc pe sora mea. Am stat mai pe la pușcărie, am stat mai pe acolo, iar când a venit în țară eu am fost arestat și am văzut-o după 23 de ani când a venit la mine la vorbitor. Și sincer spun că rămăsesem prost așa, că și cunoșteam fizionomia așa și spuneam, bă, nu vine să cred ce e sora mea. Și în fine. Treceau zilele în cameră, mai păcea, mai vorbești cu ăla, mai te vorbești la telefon, mai te uiți la un film, mai dai pe Prima TV, că Prima TV era singurul post de televiziune care îl dădeai și după ora 12, 12 jumate băga filme de astea erotice și ne uitam ca nebunii la filme erotice, că la altceva nu ai ce să te uiți acolo. Îți trecea timpul ca în detenție. Mai ferește milițianul, mai venea câte o piață. Îți sărea inima din piept, aoleu, îmi găsește telefonul, aoleu, mă leg, aoleu, cu tare, aoleu, cu malea, îmi taie pachetul, mă bagă pe izolare sau rămân fără pachet, că mai repede vreau să mă bag pe izolare decât să îmi taie pachetul. Că îmi venea la mine și era urât. Când nu mai vine la tine, e urât, că am trebuit să mergi pe picioarele tale când ești necăutat. Fiind și pe cameră și pe astea acum surchiziți, cu mine vorba, era mai greu pentru mine. Ce să las mâncați și pula ta? Văd așa că vă văd în continuu că toată lumea vorbiți așa. Eu n-am căzut cu droguri, n-am căzut cu alea, am căzut cu crimă. La mine s-a întâmplat. Ce trebuie cu să las acasă? N-am lăsat nimic aici, nebun la cap. Că n-am lăsat nimic azi. Și ce a venit la mine a venit din propria inițiativă, că e mamă și asta e, că a trebuit să mă caute ca și mamă. Ai înțeles? Că a trebuit să mă caute ca și mamă, Danei. Nici de cum că...
Eu n-am căzut cu furt ultimul mea pedeapsă, n-am căzut cu asta, am căzut cu mortăciune, frate, ca să se înțeleagă. Și ce să-i las? Îi lăsam bucăți din omul ăla să le vândă ca să poată mă căuta la părnaie sau cum. Serios, hai să fim conștienți la ceea ce vorbim, că nu știu. Nu sunt fraie. Ei se gândesc la altă chestie. Ei mulți se gândesc și mulți văd în lucruri, în oamenii ăștia care sunt pe aici pe ăsta, că mulți sunt cu, ba cu trafic de droguri, ba cu tâlhării, ba cu chestii de-astea, să înțeles pe aici. Și ei se spun anumite chestii și ei sunt mai zbardoi sau astea. Eu nu fac parte, frate, din categoria de zbardoi. Eu sunt un purisan, puțin mai șucar că șucar sunt. Și îmi expun pedeapsa pe care am tras-o și cam toate chestiile care s-au întâmplat pe penitenciar cu mine. Despre mine vorbind. Despre altcineva nu am ce să vorbesc și nici nu mă interesează și indiferent și bătăi dacă au fost și astea, nu le expunem aici că nu are rost. Acum știu motivul. Ok, mersi mult de tot pentru înțelegere. Da, mă, frate. Și uite-te pe secția acolo, mi-am adus aminte, băi, deci pe secția acolo și era un comandant, o zdrean, să fie atent aici. Nu era pastilă. Vorba a venit pastilă, târziu. Era unul Bratu. Bratul ăla, bă, frate, ăsta era o zdreanță de comandant. Deci crede-mă că era o super zdreanță de om. Regis. Într-o seară stăteam așa pe la vreo 9:30 așa, fierbeam să treacă timpul mai repede, să pot să scot telefonul. Era băgat în cambuză, cum ar veni pe raftul la ăla, aveam aici o chestie de aia bătută pe raft și înăuntru era băgat telefonul. Nu pot să știi că a fost prăduvirat sau care, dar nici nu m-a, adică mi-a fugit mintea, bă, stai puțin că cineva a știut sau alea, că, în fine, pe la ora 10:20, ușa se deschide, ușa, bum. Alarmă, toată lumea culcat, mascați mâncați, toată lumea culcat. Trebuia să te culci cum te apuca, ai înțeles, te apuca în picioare, trebuia să te culci. Eu sunt pe pat, m-am întins în pat. Și nu mai ieși, ăștia care mai erau. La pedepse mari nu prea, cum să vă zic eu, vă, unde știau că sunt camere cu pedepse mari, nu prea tăbărau, adică în forță cum tăbăra peste bilizii minori, peste ăștia, ca să nu mărie și începea să-i toace. Intra peste ei și începea să dea cu pumnii, bang, stânga, bum, bum, dreapta, ca să-i leșin, adică ca să-i tempereze, să prindă frica aia, ca să nu ia foc. Bilizii sau minorii, că dacă luau foc, începea să se taie ăștia și n-avea ce să facă, ieșeau afară, ești nebun la cap, că chiar n-avea ce să facă. Că mulți bilizii erau drogați și erau alea și nu prea mai țineau cont, dar ei intrau și intrau în forță și cam călca pe ei. Ca să prindă frica aia să se oprească, să nu facă nimic, ai înțeles? Și pe alte camere, la fel era. De ce pe alte camere? Pentru că orice cameră, ca să poți să menții o cameră, ca să fie bine și față de gardă, și față de alea, are câte un nebun de ăsta care se taie, are câte unul de ăsta care mai ia foc cu garda, care înjură garda, care chestii astea. La pedepse mari nu prea fac așa. Băi, gata, culcat cu tare unul alta, te prindeam în picioare, te puneai jos, că n-aveai ce să faci. Te culcai, indiferent de șmecher, te culcai, când e vorba de mascați, te pui pe burtă. Că dacă nu te pui pe burtă, zice, concerci cu ei și te trezești în letargie psihică. Îți bagă una frumos în pica și una după ce afă și la ești. Că nici nu poți să ripostezi. Ce să ripostezi, că pe urmă te bate până te bici pe tine. Asta e mascați, frate, la pușcărie. În fine, mă culc eu, ofițer de serviciu, cine credeți că era? Oița mâncați ești. Oița s-a spus la fura, nu oița. Și la toți, o la o zreanță de gabor. Bă, mâncați și pura ta să-ți o mănânc. Intră mascații, intră ofițerul, ia la control patrul cu care era acolo, îmi zice mie, dă-te la o parte, dă-te la o parte, mă dau la o parte, îmi ia patul meu la control, nu-i face varză, patrul mitică ăsta lasă, ia patul ăsta, tovarășul ăsta, nu mai știu cum mânecam pe prietenul ăsta lui Matei, mi-a aduc aminte. Ion sau... În fine, ia la control patul ăla, ai controlează și patul mitică, dar mai subțireanu așa, că cred că a făcut chestia asta de fațada lumii. Și se duce în cambuză, bă, să nu are familia mea, și în cambuză când se duce, gata, l-am găsit, aici e. Direct
acolo, n-a rupt nimic, n-a deranjat cambuza, nu absolut nimica, s-a dus, a băgat mâna și a scos telefonul de acolo. Stau și mă gândesc, băi, vă opresc chat-ul ca să pun povestirea, fraților. Unele mesaje, dar nu am să opresc aici. Am numai pun pe ăsta de membri fără supărare, că nu am membri eu, ca să pot să nu mai... Pormă vă răspund la toți. Iese cu telefonul în mână. Cu telefonul în mână, cu firele, că era fire legate pe direct, cu astea două fire care le băgam din la încărcat pe direct. Acu' ăsta. Dar eu stau așa, înțeles, stau și mă gândesc și mă uit așa. Mă fac așa o privire în toată camera. Nu știm, domnule, ăștia cu tare. Bă, niciunul nu știu. Niciunul nu știu. Dar eu mă uit așa, el să vrea. Păi o fie lui cineva, nu? E la matale, dacă l-ai în mână. Dar hai mă, lasă vrăge dacă știu că e al tău. Direct să moară familia mea. Lasă vrăge dacă știu că e al tău. Ceva soi sau nu soi? Cum e al meu barul ăsta, necum să fie al meu? Ești nebun la cap. Una, două, mai lua direct, boss. Văd că ai intrat direct pe chitală, văd că ai intrat direct acolo unde trebuie, te-ai dus unde trebuie, ai luat telefonul direct. Deci asta e vreo părgână de aici din cameră ca să știm și noi cum percutăm, ca să știm dacă facem belele. Spune dacă vrei să facem o belea sau alea, deja a început să mă enervez, ai înțeles? Nu e problemă, facem o belea, oricum nu aveți cum să stați să ne păziți toată noaptea aici, ieșiți afară și până... o să stați să zbârniți pe aici, pe holuri, că cam asta e talentul vostru. Nu mă, nu lasă, stați liniștit, nu vă fac raport la niciunul, a sucit o secundă, nu vă fac raport la niciunul, vă iau telefonul, asta este, dacă nimeni spune că nu e al lui, nu s-a găsit la nimeni, n-am cum să fac raport la nimeni, că pentru că nu s-a găsit telefonul la nimeni, că vezi, doamne, așa era, că dacă era vreun fraier ca să-l halească, îi facea raportul ăla, dacă nu-l găsea la cineva, nu știm, bă, frate, era acolo, noi, dacă știam, vorbeam și noi, nu are, o suceai, bine, n-au nici avea ce să facă ca să poată să nu sucească, pentru că, cum să vă zic eu, nu prea aveau tupeu la mascați, când mascați și la cândiri, la pedepsele mari, că știau. Băi, intrăm peste ei, facem beleaua cu ei, plecăm, dar ăștia începe să ia foc. Ai înțeles? Ori intram în refuz de hrană toți, dar în camera aia acolo nu prea să intra în refuz de hrană, că cam ținea de ciolan ăsta, ai înțeles? Că domnule, nu vreau probleme, nu vreau putere, era bună camera, adică era ok camera, era strânsă camera, adică nu prea venea gardă, nu te deranja garda, comandantul fiind zileanță, tot așa nu te deranja, dar era ceva tras. Era ceva care era atârnat luață cu omul. Nu l-am prins să facă vreo părere sau alea, dar pe mine m-a mirat chestia, bă, deci s-a dus chiar acolo, la locul ăla unde era telefonul și a luat telefonul de acolo. Deci, de bun, pe mine nu m-a interesat. N-a făcut raport la cineva. Pe mine m-a interesat că a luat telefonul, frate, era telefonul meu. Și nu mai aveam cum să iau legătura, ești nebun la cap și eram turbat ca să pot să iau legătura. Trebuia să ții pe geamuri, băi, ce cu tare, ia exiva asta, citește-o. Citeau un băi un telefon de metri și nu, un telefon, ești nebun la cap că sunt turbat, că trebuie să sun și eu, să vorbesc și eu sau alea. Și lumea ți-l dă o dată, ți-l dă de două ori, dar nu poți să-l dea în permanență în continuu telefonul la pușcărie, că asta e. Trece seara aia. Îți spun la ăștia în cameră, bă, nu-i frumos să moară familia mea ce ați făcut, ca să vă intre bine în cap. Oricare ați făcut chestia asta și ați făcut plăgerea asta, nu-i frumos, pentru că v-ați folosit cu toții de telefon. Până și ultimul fraier a dat telefon și a vorbit la telefon. E problema mai urâtă că nu că m-ați lăsat pe mine fără telefon, v-ați lăsat toți fără telefon, că nu mai vorbiți la telefon niciunul acum, că eu nu mai aduc niciun telefon. Care aveți și tangență și aveți bani sau alea, eu vorbesc cu Gabor și văd ce telefon sunteți de bună, dar mi-e cam frică ca să vă mai aduc vouă, că dacă voi m-ați legat cu un telefon de ăsta, că mai avea spus să mă legați, ca și un tomul chiar meu. Asta este. Băi, și vine a doua zi, fiața rânță aici, vine a doua zi. Apel, vine el la apel, bate gratia, bate lea. Și comandantul în cameră, intre comandantul în cameră. Da. Tu ești așa vestitul, acel vestit Stoicov? Tu rămâne așa ca prostul să moară familia mea. Nu, numele meu este altul. Hai, lasă că știu. După apel să mi-l aduceți până la mine la birou. Fotu-te în gură, mamă, să te fut. Băi, cam zeață comandantul. Trece apelul, se face căcatura, iese apelul, că se predă tura așa, pleacă apelul. Vine Gavorul, haide-mă la comandant, că știam comandantul. Haide-mă la comandant.
Mă îmbrac, eu ies afară, pac la comandant. Pe hol acolo, pe cine mă întâlnesc? Era Fănel, la Lucaran. Era la telefon. Ce faci, Fănel? Mă scuz comandantul, nu știu ce mă scuz comandantul. A venit în apel dimineața ca să-mi la telefonul. Pula mea și m-a scos comandantul. Mă zic, să nu-ți facă raport. Nu-mi face mă raport, că n-am găsit nimic la mine. N-a făcut raport nici la zis că nu era nou. Fiți atenți aici. Ce tupeu de comandant Zdreanț. Da. Mă bagă în într-un loc, nu? Da. Știi că o să facă raport pentru că s-a găsit un telefon cu domnul comandant, s-a spus sine. Mie n-aveți cum să faceți raport, că nu s-a găsit un telefon la mine. Normal și logic, ar trebui să faceți raport la cambuză, unde se ține mâncarea. La castroanele care sunt acolo, la chestia aia, pentru că telefonul s-a găsit asupra cambuzei, nu s-a găsit asupra mea. De unde știți dumneavoastră sigur că era telefonul meu? Dar dacă era telefonul, poate să fie telefonul oricare din cameră. Corect? Dar din moment ce nu găsiți telefonul la mine, cum adică faceți raport? Lasă că am informație sigură că e telefonul tău, bă, direct așa mi-a zis să moară familia mea. Pac și îmi face raport. Zice că îmi face raport, mâncați aici. Zice că îmi face raport cu tăierea drepturilor. Mă duc în cameră, stau așa puțin, nu vorbesc cu nimeni, mă întreabă, minte că la... ce-a zis unui comandant, scuza de noastră, n-a zis mă nimic, de mă mi-a făcut raport că e telefonul meu și că m-a legat pe mine cu telefonul. Cum, domnule? Băi, Luchică, vezi că nu prea convine mie de camera asta ta pentru că sunt prăduitor aici. Deci înseamnă că cineva din cameră pe mine m-a legat și a dat informația de că e telefonul meu și alea și așa mi-a făcut raport om. Hai ca să vedem cum facem și cum alea ca să mă mut din cameră. Mută-mă tu cu metre, că dacă mă mut eu e să belea. Și eu mă mut urât. A venit Cornelia, ce ai făcut, domnule? Uite, mi-a făcut raport, zice că e telefonul meu, că are care. Cineva din cameră, băi, Cornelia, am impresia că a făcut o stropeană. Eu cam tind să cred unde a fost plecată stropeana, ai înțeles? Dar nu știam sigur. Cam stropeana era plecată după la fratele lui Cornelia ăsta și cred că și cu el. Și a venit ei ca băieții, domnule, cum cu toate să facă la postul ăla? Deci oamenii l-au disperat să ajungă patria înapoi la femei pe partea alaltă, că vezi, doamne, ei se însurase deja la pușcărie, erau mari însurători la pușcărie. Că pe acolo cam se călca pe cadavre când era vorba de femei ca să se ajungă acolo, ca să vorbească ei cu nevestele lor virtuale, adică virtuale online pe geam. Am o duce mai serios. Că Mițicala nu era zidență. Chiar am spus că Mițicala nu era zidență și l-am testat, frate, de câteva ori și nu s-a întâmplat nimica. Și putea să se întâmple cu mine. Că, domne, că alea, da, mă, cu tare, lasă-mă că vă cum fac și scap eu. Vă cum fac și scap. Și vine masa. Să-mi dai pâine afară, Barusane, că eu nu iau. A venit pâine. Să-mi dai pâine afară, că eu nu iau mâncarea. Cum nu e mâncare? Da, mă, zice, mă, la refuz de hrană. Vin, mă duc la vizită, zice, mă, la refuz de hrană. Cum că nu vreau ca să fac alte berele sau alte chestii. Bă, surchidii pe cameră, n-avea ce să faci. Ești de mâna capilă, singura modalitate, ești de bun. Că nici n-aveai pe cineva ca să te bați cu el, să-l tai sau sarea ca să poți să fie bine. Vorbesc așa. Și ce zici? Dau pâine afară, nu se ia în considerație, vine masa, dau mâncarea afară și masa de seară la fel, unul refuz de hrană, trece seara aia și mă scoate a doua zi comandantul la el. Între pâine și masă, că am dat iar pâine afară. Și între pâine și masă mă scoate la el. Nu zic că l-am mâncat, că am mâncat în cameră după la aștept, zicem la cap, vreau să vă mint, nu pot să mint. Am mâncat, că mi-a foame, dar aveam, mai nu pusese mâncare, mă, dar când ai afară, e eveniment. Că intre de fuză care și mă scoate comandantul la el. A intrat în fuză care, normal că am intrat în fuză care, domnul comandant. Uitați care e problema, ca să fim înțeleși. Eu vreau să plec după secție. Păi după secție, de aici e foarte greu. Dacă nu plec după secție, eu stau în refuz de hrană până mor. Și ca să vă convingeți, de lucrul ăsta o să fie pe viitor. Chestia asta ca să o vedeți. A stat așa puțin, s-a gândit și unde vrei, pe ce secție vrei să pleci? Eu patrea. Eu repede patrea. Eu patrea că zice că erau toți ăștia, interes. Păi, nu știu, fă o cerere, la cameră fă o cerere. Și dăm cererea afară să vedem unde se aprobă, unde aprobă cei din față. Era vorba de ea de la Coco, nu putea să se aprobe el. Dar s-a aprobat direct între el și comandantul după nume, după 4.
Bă, și a șasea era bună, dar mai m-a urcat pe mine pe a șasea. Că pe a șasea eu aveam o chestie, mă certasem cu cineva pe acolo și nu prea vrea ca să mă ating eu cu oamenii pe acolo. Era rău dacă mă atingeam cu omul ăla. Cap tot așa, a făcut o prădeală pe mine și m-a prins bine atunci. M-am dus la cameră, am făcut cerere, am făcut tare pe a treia, i-am dat cerere la Gabor, s-a dus Gabor în fața acolo, a venit cam, a plecat comandantul la ora 3 și pace nu știu, băi bossule, da, a plecat comandantul la ora 3, păi mă mută sau nu mută, că nu, ia mă și bagă pe camera aia singur ca să fac refuzul de hrană normal, ca să nu zică numai că mănânc sau că fac anumite chestii. Băi și uite, cum zice Gabor, nu mă stai liniștit că te muți. Cam într-o jumătate de oră, tu fă-ți bagajul pregătește că te muți. Patria, nu? Nu, pa patra înapoi. Oh. Îmi convenea pa patra. Că am stat și stai puțin, că pa patra e bună. Era Gabori, băieți buni, se ieșea pe afară pe hulai. Băi, nenea, aici era puzderie. Băi, știi ce înseamnă puzderie? Bă, să moară familia mea dacă era niște stipenii de om și de bună cap. După ce ați rămas sală, bă, nu mai călca nimeni pe holul ăla din cauza la comandant frățești, din cauza la Gabor, că era și Gabori, băi, zrențe. O singură tură era bună, restul erau zrențe, mâncați și. Îți dai seama, comandantul zrență și are și el oamenii lui care să fie zrență la fel ca el, ca să fie, doamne, restricție. Uite ce mă apuc eu și-mi fac bagajul, zi numit că ăsta, băi, mă mută din cameră. Frate, am reușit ca să plec de aici după secție. Urâtă secția asta, nu știu cum poți să stai pe aici supraviețuiești sau voi, băi, nu știu, faceți ce faceți să plecăm. Nu, domnule, că plecăm, ne mută și pe noi astăzi, pe a treia. Opa! Frații, colonel și colonel. Da? Da. Păi va aproba mă cererea? Păi da, domnule, ne-a aprobat cererea. Și de aici am făcut legătura, că vezi, domnule, ea cu a fost acolo, că să... Oamenii, toată lumea era disperată mâncă, ca să ajungă patria, să partea la femei. Să poată să vorbească, să se uite la ele, să... Oamenii, așa e în penitenciar, înțelegi unele lucruri, dar nu poți să înțelegi lucrurile astea ca să faci anumite chestii ca să ajungi acolo. Adică să calci chiar pe cadavere pentru o femeie sau pentru o vezoare, pentru dragostea ta eternă pe geam. N-ai cum, două morți, măsii. Îmi fac bagajul și mă mută pe mine, ai înțeles? Ei sunt în cameră, dar la Gaborul las că e bine că a reușit să pleci de aici. Cu tare un altă, acum apărat băieți bun, dar lasă-mă, bă, Rusoane, că n-am plecat pe cărcata, nu m-ai ajutat, nu m-a ajutat nimeni, m-am ajutat singur. Și cobor pe secție, mi-a luat fișa, mi-a luat tare, cobor pe jos pe scări, poc, 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 poc. Când în față la ala, deja democrația, mâncați aici, holul plin de poți. O grămadă de lume pe afară, cu apă, cu tare, un alta, cu vreo două, trei zile, mutați și pe fanelarul care a jos pe patra. Ai înțeles? Și fanel acolo. Cine mai era? Mai era calul ăla care era tovarășul după ce s-a liberat. Eu nu vorbesc din pedepsa care este acum fără cu crimă, eu vorbesc din pedepsa aia alta lui care era cu tâlhărie. Erau mai mulți. Era Dragoș Grasul ăla, care era tu la de servire, e Marius ăla se ținuse pe poziția de servire în continuare, că erau mai mulți, nu. Era și Paulica acolo pe secție, era Muncile, era Mexicanul, erau o grămadă, erau mulți, ai înțeles? Și mă bagă pe secție. Unde vrei să te băgăm? Pe coave, Gaboli, unde te băgăm cu tare? Băgați-mă, mă, unde vreți voi. Bă, fii atent de ce, ca să fie bine și ce, zic că nu mai avut loc sau cu alea, las că vorbim cu comandantul și să lasă. Cosmescu acolo comandant. Bă, pe aia bun comandant. Dar era nevoie ca să plece urechea la lume când era vreo prădură sau asta, că nu avea ce să facă, fiind comandant, obligatoriu trebuia să zică ca oamenii. Dar omul a anunțat pe ăștia. Da, băi, hai du-te bă, la comandantul mare sau du-te la informații, sau, adică dădea signale omul. Și uite cum cobor papatra mâncava și pe la oastră, iară, și ce zic la Gabor? Era tură, era unul brunețel, nu mai țin minte cum îl cheamă, brunet așa mai mare, mai bine, e băia bun, dar avea arfe, că e smartuie, că era, bă, ce am mai zis, dacă te-ai mint, că e smartuie, că era, și pătură cu el unul micuț, bă, unul micuț de statură, o dulceață mâncați și de Gabor,
cam nu știa nimic de pușcărie, el învăța după la hoți cum și începe să facă toate chestiile astea, înțeles? Dar o dulceață, ești nebună, că ce ai mă, ăla nu se enerva, nu are nimic, era dezinvolt, așa, scoate-mi și pe mine afară, băga, ia, hai și afară, nici nu-i dai țigări, nimic, te scotea afară, el alea, adică, cum să zic, că ție, nu prea cunoștea mersul care la prânai. S-a halalit, îți dai seama, ușor, ușor s-a halalit, că n-avea cum. Și ce zic, ce zice ăsta? Eu atunci l-am cunoscut pe ăsta, micuțul. Asta, micuțul, ai prieten pe aici, vrei să te bag undeva unde e prieten? Sau alea, spune dacă ai prieten, până nu am prieten sau alea, dar unde să mă bagi? Stați așa puțin și m-am gândit, că să simă o cameră care vezi voi, că e legal cu zero, nu-i problemă. Mori cu ce cameră sau alea. Numai nu mă băgați, am zis, nu mă băgați la marin, că îl bat. Dacă mă băgați la marin, o să fac o chestie și dau un el, îl bat. La Marin Croitorul ăla, care se spune cu țigările, atunci care a fost discuția cu țigările, că vezi, doamne, că n-a vrut să-mi dea țigări și că îmi băga mâna în el și oricum am venit jumânie pe el sau alea. Da, da, nu te băgăm la Marin. Păi și unde te băgăm? Unde? Te băgăm la deservire și stai acolo la deservire, liniștit. O să fie ușa deschisă, ieși pe afară, ieși pe acolo, ieși pe acolo. Lasă că tu ești băia bun, tu ești al nostru, tu mereu ai fost băia bun, tu n-ai dat ăla. Și uite cum o bagă pe mine, mâncați singurul, bă, să mor dacă vă mint. Singura stațiune are în deservire. Ușa în permanență deschisă, frate. Și trebuie acum, am băgat geanta și am rămas pe hol, zice, bă, la cap. Așa era secția formată de așa într-o să fie trai. Și am rămas pe hol. L-a băgat la curățenie la deservire. Nu ieșeam cu ea afară, ieșeam afară, dar când mai mă scotea gabă, bă, hai mă, mă lași pe mine afară să fac și o șmechire, să fac și alea. Haide-mă sau bă, nu pot să te iau că e ofițerul prin curte, că mai era ofițer de servici prin curte până alea, dar când era, haide-mă, ieși afară, ieși un pachet de țigări și ia afară, te plimbă, mai până la geamul cutare, mai până la cutare, mai până la cutare, făceai, ieși un pachet de țigări, veneai cu 5-6, era bine. Și uite cum mă bagă la deservire, mâncați și pula ta singura staționare, să moară familia mea, dacă te minte. Am intrat acolo la deservire, am lăsat geanta, am rămas pe hol, că nu erau ăștia, erau toți pe hol, pe afară, și intru în club. Deci m-am băgat la curățenie, nu la veselare. Și într-un club. Când într-un club, era biliard aici, biliard în față și biliard în față. Ba nu, era un biliard aici și unul aici. Ba nu, trei biliarduri erau, unul aici, unul aici și unul aici. Ai înțeles? Ăștia juca biliard aici, pe biliardul acolo, și hap în partea asta, jocul de la loc, barbătul ești de mă la cap, ala după colț, se juca, bang, bang, bang. Și ca niște unii care nu i-am cunoscut, era Dragoș ăla, care m-a zis eu că era la de servire. Era Marș ăla care era prăjitor, juca acolo și care cea lumea, de fapt, era prăjitor, cum să vă zic eu, formă. Era, pe bune era. Și mă duc acolo la masă. Eu aveam țigări. Aveam două cartoane și ceva de țigări, că sunt la vizită. Și pe ăla mea, ce să fac, sunt țigări la lume? N-am cu țigări și nesul nu prea te îndepărtezi de ele. Și de-i joacă ăștia. Și ce zic? Joc și-o bă să moară familia mea și pușoare. Păi ai, domnule, țigări? Am mult normal că am țigări. Ia stai mă așa și mă duc în cameră și iau un carton de țigări și vin cu țigările. Ăștia nu aveam pura nicio țigare. Eu aveam singur că aveam țigări. Mai era încă un puști, un pitic așa mic, care era părat de servire, avea vreo 5 nicheline în mână. Să mor dacă te să joace 5 nicheline. Și stai și joacă. Pacă, 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 pacă. Și am luat Dragoș la vreo 10 pachete de țigări, Lumarul să la vreo 5 pachete de țigări, am avut vreo unii clinică de la ala și a venit cine vine în timpul ăsta, vine ăsta, cum îl cheamă, după nume. Ăsta mă, Luștoacă, cum îl cheamă, nepotul Luștoacă ăsta, ce l-am spus, din nou le-am spus de el. Maurică, și le-a pe Dragoș ăsta, pe ăsta, grasul la barbă, bang, 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 eu acum, îl cunoșteam și pe Dragoș ăsta, că a fost un timp cu mine. Îl cunoșteam și pe ăsta, frate. Și nu mai puteam să pun nici cola, nici cola. Și stăteam în margine și mă uitam așa. Bă, și îl bagă pe Aurică pe ăsta, mâncați și pula ta. Îl bagă pe Aurică, îl bagă vreo 10 cartoane de țigări și de la cap. Îl bagă vreo 1000 de dolari, cam așa, pe afară, plată. Și ce zice Dragoș? Mai joacă în urmă 500 cu tare. Eu acum, când văd ce spun, și că azi mă, că nu mă bag, să se le bun la cap, dar Paulica ce zice? Aici a fost tu pe omului prost.
Eu zic cu toată lumea, mă pune și tu pe țigările alea, ești nebun la cap. Și zic, Paulica, cu mine vorbești? Da. Bă, tu ai nebunit, Dumnezeu, ești nebun, tu joci cu mine? Cum ești? A ce tu nu ducea și n-am țigări, am cutare, plată eu pe afară, până în ghezda asta am și ce să fumez acea. Bine, mă, de zi, el l-ar dea pe ăla și eu l-ar dea pe el. Să moară familia mea pe margine. Bang, 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 bang. Și uite cum fac la Paulica, mânca să vreau 6-7 cartone de țigări. Și ce zic lui Paulica? Dau și eu cu Zaru Barosane, acum. Da, domnule, dă-i cu tare, dacă nu mi-mi faci plata acum pe loc 6-7 cartone de țigări. Nu, domnule, dă-i cu Zaru. Și dau. Și îl transfer pe Dragoșana la mine tot, mâncava și pula voastră. Îl transfer pe Dragoșana la mine tot, să moară familia mea. Ai înțeles? Și iau și lui Paulica vreo 3 sau 4 cartone de țigări. Adică pot să spun că am avut un noroc de la de fâșdeat în anus. Să mă mor dacă vă minte, fratele, vă spun ceva. Un noroc chiar. Cum punea sărea în sus? Cum punea sărea în sus? Bă, mai sunt și întâmplări de astea când ai un noroc de ăsta extraordinar de mare. Cum punea sărea în sus? Cum punea sărea în sus? Și uite cum pac, 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 îl transfer. Că de aici vreau să spun cum a fost ieșirea mea la veselare, iară. Ca să înțelegeți. Se termină jocul. Hai, doamne, mai joci. Fii secunde, ești un copil așa de vreo. O grab jumate. Hai, doamne, că nu joc eu așa ceva, frate, nu te supăra pe mine, eu nu joc. N-am ce să fac cu ea în primul rând, eu nu joc așa ceva și niciodată n-am jucat în viața mea așa ceva. Bă, Paulica, lasă, o, du-te și țărdezi cât vrei, că nu mă interesează pe mine asta. Eram chiar băgat, eram băgat în ele atunci și pe urmă am început să mă bag. Era Gheorghe, la asta, hai că vă spun eu. Hai să-mi faci plata. Mă duc primul la Paulica, bang, îmi dă... patru cartoane de țigări, dar patru cartoane de țigări îmi dă Paulica. Domnule, nu vrei să mai jucăm? Nu mai joc, măi, ești nebun la cap, nu mai joc. Eu nu joc marfă. Pula mea, joc marfă ca să mă legați sau alea. Și așa vin în continuu, legat după a cincea, legat după a șasea, în continuu, nu mai așa. Vreau să ajung pe a treia de un an și ceva de zile și nu mă mută nimeni pe a treia, zici că sunt dracu. Și intru în cameră, arunc țigările alea în pat și am vrut ca să ies afară și când hap, deschid ușa și vine dracu și ăsta, înțeles? Și vine Dragoș ăsta la mine. Bă, frățiorul meu, ia țigările, avea țigările la cameră, 10 cartoane. Înțeles? Și eu ce zic? Băi, cum te da? Puneam jucat cu tine, că te respect și tu ești băia bun. Că omul m-a ajutat, mă, cât am fost acolo cu el, m-a ajutat. Să ce la vizită. Nu era până, eram prieteni așa, înțeles? Și îmi plăcea de el, că avea un gest, un talent. Fiind de scroc, fiind de alea, mi-a plăcut de om. Mai șuteam și eu mai alea, mai învățam mai alea. Păi de asta spun, că la afară am făcut șmecherii. O să ajung și acolo, când m-am liberat și asta. Și ce zic? Fii atent cum ești. 10 cartoane de țigări și 1500 de dolari trebuie să faci plata. Da, domnule. Bărăne, dăm 5 cartoane de țigări. Și suntem în pace cu totul. Că nu vreau ca să fiu zreanță, nu vreau să fiu ăla. Tu ești șef la de servire. Da, frate, vorbește și tu dacă poți să mă scoți. Dacă nu, mai îmi dai 5 cartoane de țigări, că banii n-are cine să-mi ia mie pe afară, frate, de la tine. Pe cine să trimite să ia banii? Pe oricine trimite mănâncă bani, nu mi-a aduce niciodată mie, de mâna cap. Și pe cine să? Pe una care vine să mă caută pe mine la pușcărie sau pe alta? N-am cum. Mama e plecată, că plecase mama. Chiar n-am pe cine să trimite ca să înțelească cu nevastă să ia banii. Deci dăm 5 cartoane de țigări și rămâne asta în cutul dacă poți să mă scoți la de servire înapoi. Și el cerce. Vorbesc, domnule, și te scot. Dar nu prea se încadrează că mi-ai dat, băi, tu faci așa și zici să rămână la Dumnezeu, că am fost eu și că n-a fost altcineva, că îți lua bani și că îți lua alea. Bine, frățiorul meu m-a luat în brațe, m-a pat, a plecat omul. A trecut vreo 3-4 zile mâncate și chiar 5 zile să moară familia mea. Și uitați-i, vă, de servirea pizzi, nu mai mă scoate și pe mine, la veselare, nicăieri, eram numai acolo. Când era, că te obișnuiesc să ieși pe hol când sunt ture bune, o tură nasoală, era costică la cârlan, o zrență. Nu prea te scotea afară. Nu te scotea afară, în locutare, numai curățenia. Stai acolo și a bătut în cameră. Bă, bă, sunt și-o bun. Bă, stai drumul în cameră. Fiind gabor, frate, n-aveai ce să faci, că erau gaburi de impula mea. Și asta e. Dacă mă reiai, îți făcea și raport și te surchidea, iar te trimitea în altă parte. Și la bună zic, se strângea pe afară, se făcea barbuturi, șmecherii, caterincă, se strângea cu lumea, se strângea cu alea. Era și fane, Lucă Păsână, da, acolo. Nu prea se băga multă lume acolo cu el. Adică nici el. Am să stea în cameră. N-are rezultat drumul la continuă, că nu merge. Știu ce zic eu. Eu știu ce zic. Și
Stăteam liniște când era tura lui, că trebuia să stau liniște când era tura lui, ca să nu-mi pula mea să sar în subsoare, să mă surchidească. M-am surchidat, fraierul. Eu uite, ce 5-6 zile, vine ăștia cu masa în ziua, într-un zi și spun la băi, ia chem să nu pot drăguși puțin. Și îl chem pe drăguși, el dar domnule. Bă, frate, a trecut atâtea zile, ești nebună, că nu m-a scos nici gospodar, nu m-a scos nici comandant, nu m-a scos nimeni. Tu mai că ca să scap de plată, păi vezi că de plată n-ai scăpat, ești de mult. Noi avem șmecheria în felul următor. Mă scoți și te achizi. Nu mă scoți. Da, cum, frate? Plata e plată, ești de bun. Dar începe să zici, nu stai mă liniștit. Mâine am vorbit, te scoate la analize, te scoate la tot, ești de bun, o să te scoate gospodarul și să-ți facă mutare. Bine, hai să o văd și pe asta. Bă, și vine a doua zi, trece apelul, de fapt, în apel, vine Gabor și spune să te pregătești că mergi până la cabine să-ți facă analize. Gata, și zic, gata, mă scoate să moară, mă scoate la veselare, gata. Era bine la veselare, avea 7 zile câștig, dar nu era vorba de 7 zile, că nu m-am interesat pe mine 7 zile, că eu dacă m-am dus mai mult așa, dau spre termen, ce pula ta m-am interesat pe mine, că e 7 zile, că e 8 zile, că e câștigul cu tare, că oricum ce câștig aveam, o lună de zile, zic maxim. Maxim 2 luni de zile când stăteam între nu și astfel, că tu făceam o boroboasă, ceva, hap, zic, zburam pe cameră, că ăsta era talentul meu. Că n-aveai cum, frate, dacă punea un o șmecherie pe palmă și spui două încoace și o făceai. Că ăsta era eu, așa zic, făceam să fac șmecherii. Și treci apelul, ies la apel, mă duci la cabinet pe întâi acolo, îmi aia sânge de probetă, îmi dă unul de la ca să-i dau fecalele, adică fecale, știți ce înseamnă fecale, ca să nu vorbesc, poate spune lumea că vorbesc curând. Haideți cu like-urile alea să vă trăiască familia voastră, cât sunteți, dați și voi like-uri de alea ca să pot să iasă canalul în evidență. Îi dau alea de fecale, ajung eu la cameră, nu puteam să ies, am ieșit dimineață, a doua zi trebuie să-l duc, să-l dau, nu ai dădeam, îl dădeam la secție, la cabinetul după secție, la asistentă, trebuia acolo să-l dau. Am ieșit o dimineață, m-a scos, i-am zis la Gabor, lasă-mă să mă șup la cabinet. Am zis la cabinet, i-am dat la uitați doamna asta, da, știu că ești aici. A trecut ziua aia, hap, a treia zi, ai fost bagaj. Păi de ce? Unde merg? Mergi vis-a-vis la camera de veselare și te-a plumbat tot, dar înainte să intri în cameră, fă-ți bagajul, lasă-ți bagajul și te până la gospodar. Gospodar, nu micuț așa, blond, tot același gospodar. Mă duc la gospodar. Vezi că ai venit din nou alea la insistențele lui Dragoș, că dacă nu era Dragoș, nu te scotea nimeni la de servire, niciodată, nu mai pupai, că tu ești omul care nu ai răbdare, tu ești cu combinație, tu ești combinator. Nu mai șeful, că m-am lăsat la mâna mea, sunt și eu cu minte, am și o pedapsă care am, vreau să plec și în țară, vreau să-mi fac și eu câteva rapoarte de evidențiere, da, chiar ai gândul bune. Dar așa a făcut tare, era comandant acolo, era așa vorbea. De era un haleav, omul și până pe gură și pe nas. A luat și-l față de comandant să dea mare. Bine, hai du-te și fă-ți bagajul. Comandantul se uita așa la mine și spune, dacă ai gânduri de-astea așa, e ok. Hai, bine, hai, du-te și fă-ți bagajul și mută-te. Să fii cu minte, să nu te ceri cu lumea pe la vizită, să le dai masa cum trebuie, să ce dracu, mă? Mă duc, când fac bagajul, intru acolo și în cameră. Era Dragoș acolo, gata, domnule, ți-a adus. Da, bă, Dragoș, mersi să strească foc. Hai, mă, liniștit. Avea punerea de cafea cu... punerea care se face de picură cafea cu... cum spun, cu bolul ăla de cafea. Ia, domnule, puneți cafea cu înțelea. Nu, atunci am pus cafea. Dragoș dormea aici. În partea altă dormea Marius ăla. Patul ăsta de aici era unul spăitorul. Saltă pe spăitorul de aici și mă bag pe mine lângă el, Dragoș. Și pune pe spăitorul în partea altă. Era spăitorul ăla, mai era încă doi care cărau ghiumule și încă un român, dar pe ăla nu l-am știut, nu l-am văzut în viața mea. Cum să spun, era cam arătat așa, își vedea de pușcăria lui, își vedea de treaba lui care o are și nu băga în seamă. Și am ieșit la masă, la pâine, primul oară, la pâine. Ha, când mă vede și la păcălitării, ce faci, mă, te-a ascultat servirea? Da, mă, vedeți că sunt alte sănătate cu tare. Păi vezi, frate, când vii că am și un ghiun de cartofi, am și eu, gata, mă, început să deja combinațiile cu bucătăria, că nu prea lua, nu prea dădea lui Marius ăsta. Lumea că, frate, adevărat, era frică ca să-i dea. Și eu ce zic? Da, mă, stați, mă, niște băgați acolo cum trebuie, că vine fratele vostru la 12 cu masa cu are hap cu tare. Îl gata, frate, cu tare.
Ceva, îți băgăm și noi cu... Și ce aveți pe aici? Jumări. Păi și ce de acum mă vând jumări și de bun la cap? Bă, dar sunt bune, cum sunt cu tare? Am două pungi așa, cum zice, jumări și de bun la cap. Și cât vrei pe ele? Păi nu știu, îți dau două pachete pe amândouă. Dar se uită la mine, da, domnule, e bine. Le bagi deasupra, la cartofi și pui cap acum, închizi cap acum. Mi-a arătut care este. M-am zis, și pe mama s-a luat și pe ăla cu cartofi. Că așa era bine la deservire, că nu prea te legai cu cartofi cu astea, că îți dai ghiumul cartofului, îl puneai pe căruț, hap și plecai. Vrei mă cartofi? Da, aduc ăsta cu așa, bang, 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 dă-mi țigările, bang, bang, mai zile din ghium cartofi și puneai, înțeles? Am vândut și jumările alea, m-am dus la meserul ca să las masa, că lăsam masa la ușă, lăsam masa la ușă, înțeles? Ca să poată să vină ăla care era acolo, dar când văd gaburul, pac deschide ușa, hai treci. De pe semnul unde să trec, că eu nu dau masă aici. Ba da, mă, trec și două masă, că ăsta nu e, a plecat pe curs, a plecat alea. Era până acum Marius ăla și nu prea, e mai bine că ai venit tu, că cu tot se înțelegi cu ăștia, cu Marius ăla nu se înțelegeau ăștia, era Marius care de acolo. Și zic, haide mă, că dau, am ridicat și alea, hap cu tare și m-am început să dau masă la ăsta. La prima cameră era niște puști așa, erau doi frați puști cu, era cameră mai mărăcică, erau vreo 4 inci acolo așa. La a doua cameră, la fel, tot camere mărăcică, erau și acolo și atât 4 inci. La a treia cameră, la fel, camere mărăcică, s-a făcut, s-a format secția deja de MSV-ul, cum trebuie, înțeles? M-am dus eu pe restrictive, nu mai era nimeni, îl băgase și până și cu pe cameră, îi făcuse cameră singur, pe partea altă, pe interior, îi făcuse cameră singur, singur l-a băgat în cameră pe ăsta care l-a mergit pe ăla, de-a tăia capul. Am ajuns la șampi, ce faci cu șampi cu tare? Asta, după ce s-a injectat și l-a dus înapoi, înțeles? După ce s-a injectat de SIDA. Că mulți facem vloguri despre și despre alea și n-am fost acolo. Când s-a întâmplat. Eu eram pe secția acolo când am plecat și când a venit. Dar astea sunt, nu știu, dacă o fi interesant, că prea multă lume a vorbit despre el, neștiind cum și în ce fel s-a întâmplat situația. Eu fiind acolo cu el sau alea, știu tot. Da, lăsăm chestia asta. Când o fi să fie și o sociere, spune-mă și cu ăla cum a fost pe bune, că dacă au spus mai mulți s-au legat de chestia asta fără să știe cum a fost și să nu fie acolo. Eu am fost acolo și știu. Ajung la șampi, ce faci băi, cu tare, era cu Marcici cu vărsul, ce faceți bă, nebunilor eu? El zice, o, ce faci cu aia, cu tare, ce faci bă, să coave? Te-a sculat de zis, da, mă mâni cu ăla, uite așa, bravo, cu tare, ceva cum așa pe aici. Dar bă, n-am nimic acum, dar facem diseară dacă ceva, că făceau ce zică și fii, îți dau să te duci să-ți iei. Dar vezi că fără 4 pachete nu dau, domnule. Păi de ce mă? Păi o fac bun, o fac forță. Bine mă, frate. Am trecut mai încolo, era viteazul. Unul viteazul, nu știu care este și care s-a mutat niște cu el, nu după la părnare neapărat, după afară. Sper că din Cărăraș era ăsta. Să nu mai știu de parcă. La o dulceață de om, viteazul ăsta, era viteazul și... Ai ceva viteazule? Am, domnule, am o jumătate. Tă, om, cu asta să trăiască familia ta. Am luat-o de la el și am intrat în talentul meu cu corenta ta. Bang, 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 bună. Viteazul meu făcea cea mai bună în casă. Pac, pac. Terminat-o cu masa acolo, am să dau masa lui Nașcu. Salut, Nașcule, ce faci? Dar... O, lume nouă, lume nouă, ce faci, domnule, unde ai fost? Că m-am fost pe cameră băgată, am venit înapoi, m-a spus ăștia iară. Asta, domnule, că e bine. Ai știut ceva pe acolo? Păi, nu prea cerea la nimeni. Mie îmi cerea, frate. Adică, bă, mai ce simți omul, frate, când e băiat bun și când era. Cât a fost pe restrictiva aia, frate, i-am dus, ia-ți, bă, pachet de țigări, ia-ți, adică l-am ajutat. Nu deja mea cum să nu ajut în pula mea, că zicea omul și poate îmi tăia capul și mie. Bă, cea mai scumpă, știu eu, nu mai știu ce nebunie avea omul în cap, că îi se pune la ăștia pe cap, frate. A, nu mă ajut, nu cu tare. Stai așa că te prind eu. Mai știi și ce să le facă la MSV, mă, că MSV, MSV, ești nebun la cap. Și uite, asta a fost ieșirea mea din nou la deservire mâncate și n-am făcut pui, am făcut pui mulți, dar după ce am făcut pui mulți, s-a băgat chestiile alea de, cum îi spune, s-a făcut regimurile alea, ai înțeles? Și a patra a făcut-o de munci. Nu mai avea nicio cameră de adus de servire. Începuse cu adus de servire după a șasea, a coborât-o pe a patra, ai înțeles? De servire după a patra a urcat-o pe a cincea, a urcat pe toți pe a cincea, de servire după
a plecat Dragoș, a plecat pe cursă Dragoș ăla. Eram eu, Marius la mai rămăsese și încă unul în Destrevire care mai era. Și ne-am mutat pe ăștia trei sus la Destrevire, pe a cincea. Același bratul mâncase și comandant. Mi-era cam așa, dar am zis, bă, ce pula mea, stau și la muncă, că stau. Că era greu să te ia din alergătorii din alea să te bage. Și oricum nu aveai ce să faci, pentru că te făcuse sistemele de așa, într-o care trebuia să uși la sistem și făceam parte din maximă siguranță. Și a cincea era maximă siguranță. Și m-am urcat sus pe a cincea. A fost bine văzut Papața. Papața era bine. M-au urcat sus pe a cincea și acolo au început. M-au urcat și pe fărânele și pe toți ăștia care erau cu maximă siguranță cu pedepse mai mari, au urcat sus. Au făcut secută și cuție. Maximă siguranță, pedepse până în... Adică în afară de mese, văd pedepsele mari, toate chestia astea, toate strânși. Cum era cum e GSL-ul acum. Maxim sporit de risc. Nu a apărut atunci GSL-ul și ăsta era ultimul. Era ultimul care era. Și o să mai vorbim și noi pe urmă, dacă e ceva, după. Hai să vă răspund și eu la astea, să vedem ce zice ăștia pe aici, că hai să vezi că se ia de mine acum, să mă fata mea. Bă, mama, am oprit ca să povestesc, că mi-a trăgea atenția în continuu. Piața vine cu un... Ăsta, auzi, piața vine cu frecvență, mâncați și... Hai că să spun, da, mai dreptate ăsta, mai bine că nu sunt foarte bani, frate, pentru online-ul ăsta, vreți să te mint. Dar lăsa ceva așa, băiatul la care m-a întrebat, ce... Piața vine cu o anumită frecvență. De exemplu, la 3 luni. În afară de când primeau sifonare și trebuie să vină în control. Ce frecvență, mă, să vină la 3 luni? Și de mâna ca că venea piețe din săptămână în săptămână. Mai ales pe maximă siguranță și asta venea din săptămână în săptămână și de mână la cap. Depinde de comandantul posesiei, depinde de prăzurile care se face la el. Ai înțeles? Dar am zis, m-a s-a dus la pont frițiorul meu, adevărat să mor, dacă nu m-a zis, vreau să... Bine, nu știu cine a făcut legătură, dar am făcut legătura, așa am crezut eu și așa cred și acum. Deci sunt liber. Tot asta cred, câte că i-am mutat și pe ea. Și era disperat după femeie, frate, să moară familia mea. Să rămână Daniela, nu știu dacă mai ești aici, bună seara. Așa, salut Susa, bă, mai sunteți aici, mă, scrie și voi, că habar n-am. Na, mă, ce să fac Susa, bea un es, frate, de atâția ani de zile, altceva lumea. Salut Filip, salut la toată lumea, o, și ție, Saba, o seară superbă, îți doresc, frățiorul meu. Bă, dați și voi un like, să vă trăiască familia voastră, dați și voi like-uri, să vă trăiască familia voastră, copiii voștri, tot ce vă doriți, frații mei. Păi, jangale, frate, ce jangale? Ce mare scovală? Aia... Urca sus, mâncava și pula voastră să moară familia mea pe ăla. Rupeau chiumul. Și-o rupeam, ești nebună ca bine. Eu mai aveam și la bălă, mai luam carne de pe acolo, mai făceam un prăjeam, mă, alea. Fratele lui Șampi mai trăiește? Da, trăiește. Aia, n-are nimic a dizmaz. Le-ai răspund, frate, la toată lumea, ca să nu zică că sunt cu nasul pe sus. Și de asta zic. Ce aia, mă, dacă vedeai să moară familia mea, dacă vă minte fratele vostru, dacă nu nebuneai. Deci, păi știți ce înseamnă era bătaie pe ghiumă? Bă, nene, era secția amărâtă. Eu nu realizam că e secția amărâtă. De ce nu realizam că e secția amărâtă? Ieșind afară și luând de la bucătărie, vindeam într-o parte, mai rămânea și mie țigări, aveam și mâncare și era, eu o duceam bine, că făceam chestia asta, înțeles? Dar așa, ca secție și ca alea, era foarte amărâtă mâncația și tantă, pentru că lumea era moartă de foame și de bună cap. Păi, îmi dădea ligheane mâncava. Bă, ligheane, ca să le umplu ligheane. Bă, nene, și orez și mâncare de cartofi, mai ales cartofi. Când venea cartofi, rămâneam în permanență, rămâneam numai cu zeamă. Să moară mama, te deam de zeamă la cameră, asta e cu restul de cartofi. Că oamenii ce făceau? Pune cartofi,
îi cojau, îi spălau și îi prăjeau, frate. Dar nu te saturi, mă, ce treacului să fim coșezi, dar asta e. Unde mă prime câte 2 kg? A, când erai tu, erai la de servire și tu? Unde dracu? Păi la regim ce dracu? Carne separată nu era regim. Singurul care avea carne separată era distrofic, era regimul distrofic. Și pleca de la bucătărie distrofic și când ajungea pe cameră să moară, mă, dacă nu ajungea scheletric. Ajungea regim scheletric. Păi vrei să te minți, ce dracu? Dar de ăștia, ca să poți să le la cameră brânză, bă, nene, asta le cunosc, că trebuia să trăiesc. De unde nu e vorba, că n-am ce să fac. Furam. Dacă tâmpeau de la de brânză, jumătate îl băgam în cameră, jumătate munceam și tăiam și dădeam la lume, ca să mănânc ce vrei să fac. Da, Timișoara, da, era bun, ce faci, pe Timișoara, da, frate. Parahova a început să o dea în stand-by, înțeles, pentru că cum să zic eu ție, băgase camerele de la vederi, nu mai era ce trebuie să fie și se dusese într-o altă parte. Mai era o tură, am prins o tură pe a cincea acolo, că era zreanța ăla, dar a plecase la bratul ăla și pe urmă venise, mi se pare că cine venise, mă? Or, nu mă. Ba da, mă, urcase Cosmescu de jos sus, mi se pare, sau nu, mă, mai știu. Mi se pare că da. Nu, nu e băiatul la frate de Budala din decenii, bă, Budala era Gabor, ai înțeles? Era Gabor la spital, cum ar veni. Până acum era Gabor la spital, care era, se ocupa de, era cum ar veni gospodarul spitalului, și la femei și pe spital. Spital infermerie, că așa era. Și era spitalul de femei, care era spitalul de femei care avea vedea pe partea dată cu gravidele, cu astea, cu... acolo țineau gravidele. Până nășteau și când nășteau, asta e. Da, era bun, bravo, bravo, tocarea de la musulman, dar era bună să mor, de nu adevărat. Ce mai era bun de la musulman, vreți să spun ceva? Pe fasole n-avea un gust la musulman. Era bun, știi ce? Mâncare de cartofi, frate. Poamă, avea un gust, ai dracu să moară, mă, de nu... Bună, mâncarea de cartofi, ce zic, uite mă, vorbim că ce mâncare era bună la pușcărie. Ba, mă, nebunii, mă, să moară, mama, dacă am văzut așa ceva. A, știu, păi tu stai în comună, Mariane? În Berceni? A, mă, nebunii, mă, vorbim de mâncare, să moară familia mea de la alea. Bine ai zis la coșul ăsta, tu cam dat la Ghium, a rămas la Ghium. Și la Ghiom o să rămân în permanență, că nu vrea fratele văzut ca să fac absolut nicio chestie să vorbesc de smardele sau alea, că sunt multele povești. A, ești vorul lui Antoni. Păi și tu stai în comună, mă, în Berceni? Te-ai pus barosane, eu sunt și modică doi. Ghiogoț. Mâine seara o să vă zic cum am intrat eu pe restrictivă un an de zile. De fapt, primele 6 luni de zile pe Jilava. Cum și de ce am intrat pe Jilava primele 6 luni. Să mor mâine seara. A, păi și cum atât eu sunt în comună în Berceni? Ai înțeles? Floricel, îi zice lui. Nu știu dacă îl știi. Antoni s-ar putea să știe. Floricel era caratistul care îi bate pe toți de acolo din comună. El așa zice, eu nu știu dacă e așa. Dar care nu știu. Ce e, un nebun și ăla. Baglanez de nebunez, mâncați. Mă, fraților, dați-mă și voi like-uri să vă trăiască familia voastră la canalul ăsta. Măcar să fie ceva șucare într-o parte, că invers nu prea geală. Salut, Alex! Salut, Alex! Ce vreau să zic? Eu vreau să fac așa un podcast, adică ca un podcast. Bine, eu am depistat chestia asta aici pe YouTube, mulți... La mine a mers și merge. Deci eu personal pot să-mi bag și invitat aici. Să mă văd într-o parte și niciodată exact o gazdă, ca și cum e pe TikTok, eu bagi gazdă. Dar numai o persoană merge.
Eu nu, eu sunt în măsură să vorbesc chiar și eu despre definiția de la femei cum este sau cum alea, pentru că am avut-o pe aia care ți-am zis și la cea mai bună chestie care este și care e alea, spun sincer, vă spun sincer, fraților, e nevastă mea. Ea o să povestească cam până, adică o să povestească viața care a dus-o cam 11 luni de zile. Bună seara, Angela, bună seara. 11 luni de zile, care, aproape un an de zile, când a stat ea pe capitala, să înțelegi? Și o să povestesc cam toate greutățile care sunt pe capitală și toate chestiile astea. Și fapta e cu ce a căzut, că ea n-a căzut prost cu alea, a căzut cu monedă falsă, cu alte chestii, cu bani nasoi. Ce vrei? Asta e. Ne-am fost scroci. Ăștia în... și eu și nevastă. Pe afară. După. Îl salut și eu pe Antonii, pe frățiorul meu, pe piticul meu, cum vine vorba. Iar ea vin, mă, ăsta, mă, iar ea vin. Oricum, după, cred că după data de 5 o să mă mut din nou la locație, că o să-i dea drumul la lumină și o să-i dea drumul la astea și o să fie mai, o să fie și eu mai liber, mai alea. A, Antonii, te aștept să-mi aduci și mie o damigeană barosană de vin. Adevărat vorbesc, nu glumesc. Băi, să-mi bagi muie, că poate așa vezi când te salut, când în rest te faci când nu vezi. Nu văd, mă, să moară familia mea dacă mi-a apărut ceva aici de bun la cap. Dar de ce să-mi bagi muie? Cine ești, mă, tu? Ca să știu că să nu te înjur. Că te înjur. Ia zi. Ia zi. Să moară, mă, dacă mi-a apărut, bă, frate, nu vă supărați pe mine. Băi, să vă trăiască copiii voi ce vă doriți. Nu, nu am văzut, nu văd, că eu bag în seamă pe toată lumea, bag pe alții care nu-i cunosc, ești de voi și nu te bag pe tine. Ai uire, ești, bă. Dar cine ești, bă, tu? Vasile Ignat. Care ești Vasile Ignat? Care ești Ignat? Dacă ui, care ești Ignat? Ia zi. Să-ți bag muie, că poate așa vezi când te salut. N-am văzut, mă, să mor eu dacă am văzut. Eu nu te înjur. Să zici că te înjur înapoi sau care, indiferent cine ai fi, că aș putea să te înjur, că suntem online. Aia. Te pup, fratele, tot să trăiască familia ta și tot ce zorești. Și îi spun încă o dată, nu am văzut, frățiorul meu. Dar nu mă mai înjurați când nu văd sau alea. Atenționează marfă. Bă, ai luat o rază, nu mai vezi când salut ca alea. Încă nu. Da, stau bine cu inima, frate, recunosc. Ăla cu 5 luni și îl dă pe aici cu 8-9 luni. La ce te referi genului? Vă pup să vă trăiască familia voastră, să vă dea Dumnezeu sănătate la toți. Vă salut pe toți care sunteți aici. Și poate că nu văd sau alea, băi, am avut ceatul oprit cu metre. Era ceatul bratcă oprit, că am povestit. Nu s-a văzut, nu mi-a părea nimic în ceat. A, la vin? Păi, da, mă, da. Oricum, stai că aștept să-mi bage și mie ceva. Că merge, de Paște niște vin de la merge. Cred că o să mă prind de Paște pe la locație, pe acolo, că acolo fac, o să fac. Stilul nevastă mea, bă, gata, că e camera aia sus, dai drumul, e pe butărie acolo, nu e nasol. O, să iau o butărie și fă, tată, mâncare, ce stau aici. Să mor. Bună seara, bună seara, Ionuțe. Teodora, cât să ne-am. Sunt mai puriu, Teodora, dacă ești fată. Sau alea. Am mersi din să te pup să trăiască familia ta. Am 50 de ani, Teodora. Tu câți ani ai? Teodora Ignate cu Nastelian Ignat, care m-a înjurat. Mai mă înjurați, mă, să vă trăiască familia voastră, că nu vă înjur, sunteți nebuni. Nu pot să dau notă ce face aici să vă înjur și eu. Aiurea, sunteți să mor eu. Frate meu, sincer să spun, ai 9 ani, du-te frumos la minori, hai, aici e vorba de majori. Îmi pare rău, dacă ai 9 ani, stai pe dreapta, hai, te-ai dus. Nu accept eu că e minor, că e major, că poate să fie minor, nu are ce să caute, frate, vorbesc că mai vorbim, mai ne scăpăm și noi și voi, mai jurați, mai vorbiți prost în chat, adică vorbiți scârbos.
Și eu mai vorbesc de multe ori, mai folosesc cuvinte sau alea și să stai copii de nou, se uită în gura noastră, nu se poate. Uite, tată, stai pe acolo și apă la service, pe acolo și așa și fă curățenie, învață să croșetezi, învață să bastonașe, chestii de-astea. La școală cu voi, duceți-vă la școală, nu aveți ce să căutați pe YouTube, să stați în gura mea. Eu sunt trecu, altceva. Băi, iar ai început cu preotul. Preote, te bag afară, să moară, lasă-mă cu preoții mea aici, prost la cap. Păi nu trebuie, frate, mie nu trebuie multă lume, că dacă intră numai copiii, dau pe toți afară și rămân și eu cu 5, 7, 8, 10, 5 care sunt oameni. Ca să poată să fie normal. Deci de bună cap stau și eu de vorbă cu lumea sau alea. Nu-mi trebuie copii. Ce să fac cu copii? Urât, învață ce vorbim noi despre pușcărie, despre chestii de-astea. Vezi că îi se înfiripă în cap fiind mici și se pune pe cap și ajunge mari infractori. Și dacă ajunge pe la păi, dar de unde ai învățat cu tare? Păi de la cutăiță, pe YouTube. Ești nebun, mai mă bagă și invers. Să mor de nu adevărat, zic. Lasă, copiii n-au ce să caute aici. Mai bine vă abțineți ca să nu vă dau afară. Băi, ăsta, cu stomele, a început ca aseară, mă? Ăsta ne-a zăpăcit aseară că ține liturghia de preot la viziru. Hai, domne, nu vii, hai, domne, parcă spuneai că astăzi o ții la ora aia. Coaie, când eram eu, nu pe era tramadol, iarbă nu se găsea, că nu fuma nimeni iarbă. Acum au luat amploare iarba în părnaie. Dar mai mult și mai mult era heroina, frățiorul meu. Era ajunsese heroina, bine, dintr-un gram se scotea 30 de bile, 35 de bile, e la părnaie și e piculețe. Mai se lungea cu ceai, că știm tot ce face lumea, dar era ajunsese într-un timp, atât de mult era acolo, credeți-mă că nu glumesc. Până era 5 pachete, o bilă. Deci de bun la cap. A fost timpul când a fost și 3 cartoane de țigări o bilă, când era criză. Și a fost criză și în până aici, se găsea foarte greu. Dar mai mult, tramadolul, chestiile astea nu erau atunci, pentru că nu prea se băga lumea în seamă cu ele, adică cu iarba, cu astea. Heroina ce era mai mult și metadona. Și metadona, da, să mai era. Dar bine, nu le găseai la cabinet metadonul, era greu, că n-avea cum să le găsești la cabinet. De afară veniți, tot prin gabor, tot prin astea, sau până munci, ieșeau muncile și aduceau în permanență, primirele la vorbitor, la vizită, că toată lumea știe că se primea pe acolo. Dar hai să nu dăm noi drumul pe unde se primă sau pe unde chestii de-astea, că poate și lumea la ora acolo fac aceeași chestii ca să poți să aibă sau alea și se sesizează trec cu gaborii de la mine și pula mea face benele pe la părnaie la băieții. Să mor. Șobolanul, nu știu ce era șobolanul, frate, să mor eu. Da, frate, dismase, dar asta e, așa era, frate, atunci. Și acum, dă-mă, că cea mai bună e că te bagă în letargia și mă uiți de tot. Ce văd la ăștia și la alea. Eu n-am mai fost, nu mai am traționat așa cu drogați de ultim, că nu am vrut. Salut, Nipi, salut, te pup să trăiască familia ta și ce dorești. Da, frate, adevărat. Păi da, mai mult faci hepatita aceea aia, mă, ai înțeles? Nu știu. Pe la heroină, pe la aia face... Pentru că o faci, frate, că dacă ești într-o cameră de asta, nu poți să ai atâtea seringi. Sau alea. Zici tu, o seringă și face toți cu seringa aia. Și aia. Ia, ieși afară, preote, du-te în preoțime, hai. Ia-ți-o în preoțime, frate, că ne-ai zăpăcit, ai început iară ca aseară. Du-te, frate, că ne-ai zăpăcit iară. A, o treabă de șobolan, băi, ești nebun, șoricioaică, cum ai venit, nu? Fumă pe timp, mă, băi, nebunit, mamă, să moară familia mea.
Și păi, dă-i mă dracu de aici, așa în halul ăsta, mă, să ajungă, mă, frate, bă, dar ei nu realizează, mâncați. Ce cu tiza nevastului cu conghel? Dumnezeu să le să fie țărna ușoară. Băi, nene, așa de rău au ajuns să știu să fumeze și uricioică, mă, mâncați, să o trăvească. Dar, nene, din comun, din mergem, dar știu. L-am trimis la satana, l-am trimis la la lupte greco-romane. Erau terminați, frate, nu? N-am văzut pe niciunul, vrei să te mint? Și hai să spun o chestie, eu când văd chestii de-astea sau lumea de-astea așa, cam nu prea mă bag acolo, mă dau într-o parte, adică nu-i bag în seamă, să mor. A, vrăjeală cu o travă de șobolan, chimia face tot, adică la ce te referi, Iacu? Salut, în primul rând. La ce te referi? Salut, Dan. N-ai mă cum să fumezi o travă de șobolani, ești nebun la cap, asta e ceva scos din comun, mâncați-și. Salut ăsta, Dane, Mateiu, dacă îl cunosc pe Costeluș de la Crăjan, bă, nu-l cunosc și nici n-am auzit de el decât pe TikTok. Ca să se înțeleagă o dată pentru totdeauna. Mă reuni mea, toată lumea ba de Costeluș, ba de Vasilică, ba de Ionică, ba de Gherghiță, ba de alea. Bă, iau poveștile mele despre mine, nu despre lume. Cu lumea nu fac povești despre mine decât o singură persoană face, de fapt două persoane face povești, de fapt trei persoane face povești despre mine. Că, uite, Racoș vorbește frumos, Laur și Acaru la fel vorbește frumos, că Laura, prietenul meu, Laur. Și George, frățiorul meu. În rest, ce să vorbesc? Vorbesc despre Vasilică și Ionică și, și Gherbănesc ca să le dau valoare? N-are mă cum, își dă mâna cap. E dacă vorbește de mine, se ridică în sus. Că n-are cum. Hai să-i găs lumea de încolo. Căzătul pe șuricioaică, pe bune? Mamă, să moară. Băi, mie nu vine să cred ce spuneți voi, pe cuvântul meu. Bine, dacă nu sunt băgat, n-am intrat deloc în drogurile astea. Așa. Băi, de mai mult l-am intrat în droguri și în chestia asta de fiecare și la până aia, vă spun și zic. Pentru că e pedepsele foarte mari, frate. Și numai că pedepsele foarte mari, ca să poți să vinzi, trebuie să tragi. Și dacă tragi, vinzi în continuu. Pe urmă, ca să poți să ai să tragi. E pădos, e aiurea chestia asta. Cum părea Ion când era cristal. Etnobotanice legale, cristale. Astea am auzit de astea. Și alea sunt proaste. Am avut un prieten de-al lui Fimiu. Fimiu se drăgea, dar ăla se drăgea cu legale de-astea. S-a aruncat de la etaj, mâncat, așa că zboară. N-a avut să se arunca și băieții care au fost acolo și când a căzut jos și alea, el țipa la el, zbor, zbor, și când a căzut jos, a zborat definitiv. Da, Tiberiu, te cred, frate, te cred. Tu ești om, ce scrie acolo, Vlad, salut Vlad. Tu ești om mână. Nu înțeleg ce înseamnă o mână, cu prescurtări de astea vorbește normal. Dacă și se scrie, dacă nu și se scrie, te dau afară, înseamnă că ești copil. Ca să se înțeleagă. A, tu ești om. Bă, arăta om ca animal sau extraterestru, nu sunt. Mersi frumos dacă... Da? Nu știu, bă. Nu știu dacă pune pe vremea lui în marfă în șuricioaică. Șuricioaică în marfă. Da, frate, e boală grea asta cu drogurile, adevărat, nici n-ai cum să scapi de ea. Dacă intri în ele, e greu. Și exact, și etnobotanicile astea, adică astea legale astea, etnobotanicile, sunt belea cu ele, mâncați-o. Alții fumează ciuperci, mâncați-o și ați pomentat ceva, sau mănâncă, nu știu ce ciuperci sunt alea. Ferească Dumnezeu pe toată lumea, frate. Mai bine să stai liniștit în banca ta decât să fumezi și să... Drogurile sunt periculoase, fraților. Băle morților de droguri, că mai bine să ai liniștit să moară familia mea și de seama ta. Ce cu ciupercile? Să că spune ceva băiatul să zice. Ciupercile sunt bune, o altă... ce efect au, frate, mi-o zis, mă, ciupercile? Chiar nu înțeleg. Pă bune. Salut, Paule, salut.
Ceva, bro, de Mitică Cocoșatul, ce anume ai vrea să știi despre Mitică Cocoșatul? Mitică Cocoșatul, frate, a fost șmecher respectat de toată lumea, hoț bun, umbla cu fane, umbla cu mai toți șmecherii. Despre ce vorbim? Aceștia sunt oameni care nu se poate vorbi despre ei decât numai lucruri frumoase. Lucrurile urâte le vorbim despre ei, care au făcut și prăduieli, care au făcut anumite chestii, dar fiind morți, mulți dintre ei, nu poți să vorbești de morți decât de bine. Ăsta e un lucru care chiar șmecherii l-au spus. Că ți-aduce aminte într-o poveste că l-a legat pe cutăriță, că i-a făcut o cutăriță și că l-a băgat la pușcărie pe cutăriță, sau că i-a făcut manevră, cum se vorbește printre lume și alea, asta e altceva, dar de morți se vorbește numai de bine, ca să înțeleagă. Și Mitică Cocoșatul, e Mitică Cocoșatul, despre ce să vorbim. Ceva pot să spun eu de Mitică Cocoșatul. Eu sunt mai mic, eu am fost și eu printre ei pe acolo și ca și copilul lor și pot să vorbesc ce am auzit după la alții, că n-am umblat pe drum cu omul sau chestii de-astea, pentru că e mai purisan ca mine, îți dai seama. Salut, n-am cum să vorbesc Matei, Dane, de absolut nimeni prost și nu vreau să aduc în discuție de absolut nimeni discuții proaste. În situația, în momentul când cineva dă în mine, și fără să dau un el, fără să-l deranjez, fără să spun absolut nimica, vrând ca să ia în brațe chestia asta online pentru vizualizări, pentru anumite chestii, pentru să se vadă ei jumecheri, ca să zică lumea, că le dă bani sau alea, atunci pot să dau și un el. Și dacă încep să dau un el, să țină bine. Nu am să-l înjur. Bă, fieți atenți la mine, că dacă intru într-o polemică cu cineva, eu personal nu o să-l înjur. Dar am să scot vorbele alea haladite din mine încât o să se înjosească singur prin tot ceea ce ascultă el. Vorbesc la modul cel mai serios. Roxy, te iubesc. Roxy, câți ani ai? Bună seara, în primul rând, să spune, nu te iubesc. Spune și mie câți ani ai. Și care Roxy ești? Ce ai de ducă, da? A, sunt ok, nu? Nu știu, frate, nici ciuperci de-aia n-am să... Nu vreau să intru în jocul de rog, nu vreau. A cui nevastă, frate? Cum ai depășit ideea că ai de executat 15 ani din punct de vedere mental? Salut, Alex! Ai pus o întrebare, frate, care chiar m-a dat puțin peste cap. Hai ca să-ți răspund ție, Alex, pentru că e o chestie care trebuie să răspund la ea. În primul și în primul rând, eu când am fost condamnat în primă instanță, am avut 10 ani, ai înțeles? Făcusem vreo 2 ani și ceva, aproape 3 ani de zile și m-a condamnat 10 ani. Pentru că înainte, care a făcut închisoare, care știți, care nu știți, vă explic eu. Înainte era cam procedurile astea mergeau cam lent, foarte lent. Te duceai, te amâna, că nu era de la instanță ca să te alea. Iar te duceai, te amâna, iar nu venea martorul cu tare, nu venea martorul cu tare, nu se prezenta avocatul. Când se prezenta avocatul, te amâna instanța din lipsă de procedură sau chestii de astea, înțeles? După vreo 2 ani și 8 luni de zile, am fost condamnat 10 ani. Am fost încântat, la modul cel mai serios, că am avut 10 ani. De ce? Pentru că am zis, da, mă, uite, o chestie, că cam atât trebuia să-mi iau eu, pentru că la mine a fost și scuza provocării băgată. De fapt, nu scuza provocării, ci circunstanțe atenuante, n-am avut scuza provocării. Că dacă aveam scuza provocării, puteam să-mi iau sub minimul special, adică sub 10 ani. Eu am fost încadrat la 10-20, ai înțeles? Ulterior, după prima instanță, mi s-a schimbat încadrarea, m-am băgat la 15, la 20 și mi-a dat 15 ani, tot minim de pedeapsă. Dar stați să vă fac să înțelegeți. Am avut 10 ani. Că de acolo am intrat în refuzul de hrană pe care l-am trecut, că am spus în blogurile mele de refuzul de hrană că am intrat ca să rezolv problema și până la urmă am gândit, bă, de ce fac eu refuz de hrană cu penitenciarul care n-are nicio putere, că toate trebuie de instanță. Așa nu au nicio putere de aici ca să... Aiure, eu intrați să mă refuz de hrană pe bezbetic, bididiu, știți cum e.
Hai să fac și eu ca să mă liberez. Și m-am eliberat de am ieșit leșinat de acolo. Pe bune. Problema s-a pus în felul următor, că pe mine nu m-a dus la instanță și apelul mi-a dat încă 5 ani, m-a făcut de 15 ani. M-a schimbat încadrarea, adevărat vorbesc, în contumacie. De la 10 la 20 m-a băgat în 15-25 încadrare, mi-a dat minim 15 ani. Și am zis, bă, lăs un pula mea ce înseamnă asta, am zis, ne puse în fine. Am zis, lasă, bă, asta este. Dar din momentul deja mă obișnuisem cu, cum să spun, că sunt la pușcărie, că fac pușcărie, ca să nu se scriu băiatul sau neguț. Când mi-a venit 15 ani, urmărise deja pedepsa cu 5 ani. 5 ani ăștia care trebuia să-i fac pe toți în cap până la comisie. Deci 96 ani și 8 luni, trebuia să fac 11 ani și 3 luni. Adică 4 ani și 8 luni de zile, eu deja făceam un plus. De la 8 luni la an, m-a transferat direct la 9 luni la an, pedepsa peste 10 ani, intra direct la semi, la, nu semi, cum se spune, la maximă siguranță, drepturi mai puține, toate chestia asta, de fapt, deja se răsânsese în mine, adică pe mine, toate. Dar eu, atunci, în momentul ăla, când mi-a venit 15 ani, pot să spun că am suferit un șoc, la mulți mai spus, bine, nu știu dacă am suferit șocul ăla, dar am simțit așa o căldură pe mine și mi-am supărat și m-am lăsat cu un fior de la că am primit 15 ani. Și m-am plimbat pe la aer. Am primit pe aer și fumam la aer și am gândit, bă, 15 ani, mâncați și bă, cât trebuie să facă? Și făceam socotele așa și am ajuns la 11 ani și ceva, mamă, abia am făcut mâncați și nici 3 ani de zile am făcut și până la 11 mai am atâta în an de pușcărie să mă leac. Bă, dar trebuie să trec peste chestia asta că n-am ce să fac. Trec, mă. Exact ce mi-a spus singur. Singur mi-a spus, trec, mă, două de că sunt tânăr, că sunt tare, mă liberez cu tare, asta e bine. Și am început cam după o săptămână să gândesc cu totul diferit, adică cum? Îmi făcusem o viață acolo, deja vreau să am o viață acolo, vreau eu. Că am zis, eu mă liberez după atâția ani de zile. Eu trebuie să am aici să gândesc că sunt ca și afară. Singur m-am întărit. Am avut puterea asta de caracter încât să mă întăresc. Nu pot să zic că nu mi-a fost greu, mi-a fost foarte greu, dar am trecut peste asta. Și trecând peste chestia asta, frate, m-am obișnuit cu pârnaia. Am obișnuit cu pârnaia și au început și bune și rele, și bune și rele, dar eu eram acolo, eu eram ca și cum ar fi în libertate, cum ar veni, dar numai că nu eram în libertate, eram în lumea mea. Ai înțeles? Adică îmi creasem lumea mea. Eu în loc să fiu ca afară, să mă duc să muncesc, eu alergam pe holuri să pot să produc. Țigări și nesuri sau ce mi se ivea. Când venea mâncare, când venea asta, trebuia să alerg afară ca să-mi fac rost de mâncare. Adică ca și cum mă duceam la plimbare, luam țigări în buzunar, mă duceam la bucătărie, dăm țigări, luam mâncare. Cam aceeași chestie. Cum să spun și a fost greu, dar pe urmă m-am obișnuit cu lumea care o creasem și era ok. Adică am mers în continuare. Mi-a dat tărie să merg în continuare. Au fost multe impedimente care s-au întâmplat până să... Asta e altceva, ai înțeles? N-aveam cum. Și de asta zic. L-am cunoscut pe Zorin, l-am cunoscut frate, nu am prea multă tangență. Ai înțeles? Dumitrache Daria, să-i dau blocare 11 ani, imediat. Imediat, fată. Imediat. Pa, la revedere. Bravo, așa trebuie. Care aveți 10 ani, 11 ani, spuneți, nu vreau să stau aici, pentru că nu e logica să stați aici, că sunteți minori. Și nu aveți ce să învățați. Ce să învățați? Cum povestesc eu de pușcărie sau chestii de-astea? Chiar nu se poate. Salut, Floriane. Da, m-a ținut în șac. Nu am păcat cu ei, dar am păcat cu ei, frate. În 2007 cu tata la, în Italia, la pușcărie. Greșit, prab. Nu cred că ai fost cu tata. Nu cred că ai fost cu tata, cred că ai fost cu un unghi de al meu. Că tata a fost în Italia, a fost în Germania până în 2000. M-am eliberat eu și până s-a eliberat și el. Ai înțeles? Din Germania s-a eliberat. Singurul care a fost și s-a omorât la Belgia a fost diverse. Sau poate a fost și el pe acolo și acum nu știu ce faptă.
Salut, Cosmine, salut. Sunt pe Dumnezeu frățiorul meu, nu pe mine, mâncați și școalițele. Dismas, sincer, acum vă răspund la mesaje, frate, că am primit mesaj, nu le-am dat drumul ca să zic. Să vă răspund, să nu vă simțiți jigniți sau să ziceți că vă jignesc eu că nu vă răspund. Bă, frate, nu m-am gândit, adică m-aș fi gândit dacă aveam unde să plec, dar n-aveam unde. Băi, nu se evadează chiar de ușor. Poți să evadezi la instanțe, de la muncă și cam atât. Să fii în penitenciar, să tai vreo gratis sau să stai vreo aia, băi, iartă-mă că zic, dar te leagă prăduitorii înainte ca să faci ceva. Indiferent de situație. Deci nu prea e cum. Dar mă gândeam, bă, cum pot să fug și eu pe aici? Sau, dar unde să fugi, mâncați? Că toată pușcăria le-am conjurat numai de santinele cu armele, mână cu alea. Păi te gândeai, dacă mă urc pe gard, mă pușcă. Și te pușca. Andone, te salut, frățiorul meu, dar nu mai spune că mă pup jos, că nu sunt femeie. Să trăiască copiii tăi, familia ta și ce-ți dorești, moșulică. Nu mai zice vorbe de-astea urâte, că mâncați și pula ta sau altfel. Și altfel, moșulică, hai să fim altfel, să nu mai... Că nu suntem râsuri tale de oameni noi. Alex, neguț, sincer îți spun, frate, crede-mă, păi n-am ce să-i fac, dar aud încet e de la, nu știu, nu am ce să fac, pe cuvântul meu, nu, chiar nu, uite, e dat la maxim, de alea, nu am ce să fac, crede-mă. Sunt pe telefon, frate, nu sunt pe laptop, nu sunt înfocat, mare youtuber, mare căcaturi de-astea, pe bune. Și n-am ce să fac, credeți-mă, îmi pare rău, îmi cer scuze că nu se aude destul de bine, dar pe viitor, în viitor apropiat, o să-mi iau și scule ca să fie tot ok. Deci îmi cer scuze față de cei care se aude mai încet. Îți spun eu, Alex, neguț, Alex Neguț, nu clacai, frate, nu clacai. Și de ce nu clacai? Când încerci să spui ștreangul de gât, că am avut o tentativă de asta, te gândești la tot. Și spui, bă, de-aia stai și puțin. Ce fac, mă omor? Măi, câțiva ani a trecut aia, de ce n-ar trece și așa și să mă liberez? Crede-mă că așa gândești. Sau știi cum poți să clachezi? Poți să clachezi altfel. Să o iei puțin razna. La mine a fost cam tăria maximă de caracter, că uite, n-am înnebunit și nu a fost bă, nimic ca pe care ai numesc sau alea. Eu mi-am și impus foarte mult, nu ai înțeles. Am avut și oameni lângă mine, frate, sincer vreau să vă spun. Am avut și oameni lângă mine care m-au și ținut și care m-au învățat de bine. Să mor. Uite, a fost Silea lui Gioală. A fost Bobi al lui lângă mine, a fost Lucia lui Udilă, a fost Petre fratele lui Fane Căpățână, era Zabar al lui Cristofor, Dan al lui Gemari, că avea și la 25 de ani și tot îmi dea tărie, băi, stai mă, eu am 25 și nu fac și nu alea, să mor. Cine mai era? Marian Grasul la fel, Marian Românul la fel, au fost mulți care, mulți, era Metin, ce dracului, discuția am avut și cu Gheorghe, cu Bucile și cu mulți, adică toți, adică era mai noi și înțeles și era mai noi și mă învățau. Că de multe ori poate eu, nu știu, nu clacam eu, în mintea mea eu nu clacam solea, dar ei poate mă vedeau că eu sunt mai posoc, mai îngândurat, mai alea și mă luau la vrăjeală. Băi, uite asta, înțeles? Să mor dacă te mint. Cu ușor la rândul meu făceam cu ei. Îl vedeam mai spune, ce mă de supărat cu tare? Lasă, frate, că trece, că cu tare. Și eu l-am așa și lasă, duceam după drumul ăla pe altul, mai înțeles? Pot să spun că am avut și norocul ăsta. Să mor. A fost o chestie, un ajutor ca să poți să mergi mai departe. Ai trimis copiii la joacă, frate? Nu mai trimite, frate, nu copiii la joacă. Ce ai? Lipitorii la joacă. Copiii tăi, nu? Lasă să trăiască, să dea Dumnezeu sănătate, să ai parte de ei fericiți. Exact. Uite că am aici dreptate, Nipiule, frate-mi. Clachezi în moment ce ești terorizat de alții pe acolo. Dacă nu ești cât de cât bazat. Corect. Dar având o pedeapsă mare și astea când ai o pedeapsă mare, nu poți să mai spui că clachezi sau că te terorizează lumea. Că dacă te terorizează lumea și tu accepti lucrurile astea, înseamnă că să mă ierte Dumnezeu, de ce ai făcut fapta aia care ai făcut-o și ai ajuns acolo?
Unde e băieția ta și să dai notă de ceea ce trebuie? Că nu mai există, frate, la modul cel mai serios. Păi când cazi la pușcărie cu o crimă, faci o crimă, frate. Și trebuie să-ți menții conduita pe toată pedepsa care o ai, pentru că crima e o faptă foarte grea. E ușor de făcut, dar e grea în penitenciar. Adică de ce? Pentru că lumea ți acordă respect. La modul cel mai serios, lumea ți acordă respect, că e și pedepsă mare. Dar dacă tu, personal, ca și om, nu știi să iei respectul ăla, să-l pui pe drumul la care trebuie, încât să îți creezi un drum, să mă ierte Dumnezeu, înseamnă că ești fraier, nu ești șmecher și habar n-ai de capul tău. Exact. Trebuie să ai cu aia, să duci și mandatul, frate. Bravo, Tiberius. Bravo, frate. Așa e. Da, dizma, asta am văzut trei, nu una, să mor. Una aia cu nașul, când i-a tăiat capul ăla. Una pe hol. Dar am văzut cum l-a ars, avea câteva bricege, câteva cuțite în bricege. Ca și vorbă vine bricege, ca să înțeleagă. Câteva cuțite și de mână la cap și pe la spate l-a luat, de mână la cap, și l-a băgat. Bang, 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 bang în spate. A mers și pe așa căzut jos, l-a luat, nu, formă s-a auzit că a murit. Și mai încă una, o să vă povestesc și chestiile astea. Ați înțeles? Și una pe jilava, în curtea interioară, și de bună cap, dar cu un fier în cap. Căzut jos, plin de sânge și a venit Gabur, l-a luat, s-a dus și s-a auzit că a murit. Da, Nipi, ai dreptate. Nu toți care fac crime sunt băieți. Într-adevărat, că, auzi, într-adevărat, folosesc cuvinte inculte. Deci, într-adevăr, nu toți care fac crimă. Că uite, îți dau exemplu. Nu vreau să dau unul sau unul alea, pentru că mi-e și urât, că a făcut o grămadă pușcărie și eu nu respect pe el ca și om. Că nu are niciun caracter, nu are nimic. Ești nebun la cap, e zero barat. Îl respect că a făcut atâta pârnaie, ești nebun la cap. Despre asta vreau să zic eu, despre ce am părat, înțeles? A făcut atâta pușcărie și a avut tărie ca să ducă pușcăria. Bă, cum a dus-o? Cu bulangerele, cu nebulangerele, putea să o omoare fraierul, dar uite că a dus-o, înțeles? Dar ce să zic? A avut conduita proastă la început. Și la început, ce de acum? Nu zic ce făcea și cum făcea sau cum alea, că nu vreau ca să stau la discuții. Ce scrie acolo? Mă? Te-ai furat în închisoare cu pandel. Băi, copiii, nu vă grăbiți, scrieți. Că îmi dau seama care ești copil, pentru că nu știi să scrii pe telefon, ești de bun la cap. Bă, frate, ele bulangiu pe bune. Da, îți plac oaiele mele și afară. Hai. Revizuiește-ți comportamentul. Așa, unde e? Revizuiește comportamentul, te blochezi pentru 5 minute și după 5 minute, dacă nu ți-ai schimbat tacheții sau astea pe la spavanache, te bag cum trebuie definitiv. Asta e o aberație, mă, ce se spune sau ce are. Eu vă spun sincer, are decât o faptă, are o tâlhărie cu moartea victimei sau mi se pare că m-a omorât pe un prieten de-a lui care dormea în canalul cu el. Adevărat. Și pe urmă restul le-a luat ca și aneuri. Adică și-a cumpărat mortăciunile. Deci, cum să zic, el și le-a vândut. La înțelegere cu ăștia mai mari după un penitenciar, că au acolo și-au un bilou de ăsta morților, așa, știu că se ieșeau ăștia pe la ei, ai înțeles? Au un bilou de ăsta care pot să cadă la înțelegere. Să zic că, băi, ai niște crime, da, vezi, capitanul are niște crime, dar le iau eu. Cu mor cu tare cu unul și le convine la toți când îți dai seama. Ăla se ridică în grad, ăla se ridică așa și își ia țigările sau banii care trebuie în cont. Dacă sunt faptele lui, e greu. Și chiar dacă spune că sunt faptele lui, astea nu sunt fapte. Cu ciocanul pe la spate. Ai, mă, ce dracu lui. Ce dracu, aia să fim serioși. Ciocanul pe la spate. Păi vă, dacă îl vedeți pe ăsta când era în pușcărie,
Și spune, tu ești mână, da. Dă-te morții, mă. Să mă dacă vă mint. Ce aveți, bă? Terminat pe viață. Ești de bun. Toată lumea purta haine civile, purta haine de pușcării. E, nici chiar așa, zice lumea. Să mură. Da, asta este. Vă roagă fratele vostru, vă rog mult de tot, dacă o face pe cele fraților, dați-mi, frate, și voi like-uri. Dați-mi și mie like-uri, dar băi, ridicați-mă și mie canalul meu, să vă trăiască copiii voștri și familia voastră. Dați și voi like. Bă, nu vă costă nimic. Când te duci la un film ca să plătești biletul, hap, îl plătești din buzunar. La mine e doar din deget. Bă, că aia păsă pe like și la revedere. Am că nu moare nimeni, să vă trăiască copiii voștri ce vă doriți. Nu e mare fost de un like. Da, frate, bă, de integrat la pușcării nu s-a integrat, că n-a avut o conduită cum trebuie de băiat sau astea. Adică și-a dus pușcăria. Asta e. Salut mare, salut, te pup. Vă mulțumesc din suflet, fraților. Vă mulțumesc să vă trăiască familia voastră. Azi, că nu-i mare foc să dați și voi un like la videoclipsul astea. Ce zici, mă, tu? Dorm noaptea pe tăcă? Da, frate, dorm, Marius. Chiar n-am treabă să moară mă ăsta. Avea și arde să poată părul lung. Să poartă, mă, ce păr vrea el, ce dracului. Păr lung, ruși pe buze, tocuri și fustiță și... E direct ce trebuie. Salut, Traian, te pup, Cristiane, să trăiască familia ta și ce-ți dorești, nene. Mersi, Iisusa, mersi, Tiberule, mersi, fratele. Păi n-aveam încotru, ce să ai vela, ce trecu, să ai vela, că la rob lumea în cur. Și pe Giurgiu, la toți, și dracul îmi spune că a fost prăzitor. La mulți care le-am brațe, știe și el ceva despre ei. Logic, nu? Vedeți că mulți le-am brațe pentru că știe și el ceva despre oameni, care altfel nu se nimerește să mor eu dacă vă mint. Salut, Mariano, salut, te pup. Te pup, frate, să trăiască ce dorești. Distracție maximă, să dați Dumnezeu sănătate, să fii bine în permanență. Am înțeles. Poșetuța, da. Poșetuța, frate, păi, dar logic. Dar nu-i stă bine, mă, că e urât ca bărbat, e nebun la cap. Ăla trebuie făcut implantul, trebuie făcut multe ca să poată să arate și într-un fel. Vezi tu? Doamne ajută, Marianu, te pup, frate. Vezi tu, ca să se înțeleagă, fii atent aici. Omul, vedeți că a făcut bani din online-ul ăsta, din sistemul ăsta online, a făcut bani. L-ați văzut când și-a făcut dinții. Băi, o să mă arămasă dacă nu aștept. Mi-a venit și mie, bă, nu știu, mi-a scris cineva aici. A? Dom'le, că avem un cabinet dentar, dacă vrei cu tare un alta, cred că vrea reclamă. Băi, îți fac reclamă cu metru, stai că cum ai spun, ca să întreagă. Vreau să-mi faci dinții, frate, să mor dacă te mint. Că tu mi-ai spus, dom'le, pot să reparăm dantura fără costuri, fără nimic. Poate bagă fratele tău o reclamă non-stop pe aici, de bun la cap și pe TikTok și pe aia. Fă-mi dinții, că acum o spun direct. Că dacă aveam bani, mi-i făceam mâncava și pula voastră. Să moară familia, vreți să vă mint? Da, costă și n-am bani. Și afacerea asta care o deschid, nu o deschid eu pe banii mei. Eu sunt băgat acolo ca să fiu. Într-adevăr, suntem jumate-jumate, înțeles? Eu cu un condom profesor. Nu am venit cu bani, eu am venit cu munca și cu ideea și cu tot ce trebuie. Că eu mă pricep. Ce să zic? Dacă au mai zis ceva, cine? Apropo. Au mai zis ceva? Apropo, nu, n-am înțeles. Ha. Prima lună de pușcărie, frate.
Pot să zic că în prima lună de pușcărie eram euforic. Am văzut cel mai serios. Adică da, urâtă loc ca bărbat. prelungirea Ghencea. Stai că m-a întrebat băiatul ăsta. Deci prima lună de pușcărie pentru mine și a fost la modul cel mai serios. Îți spun ce este ca să poți să înțelegi. Nu pot să zic că n-am mai intrat pe arestul. Încă am fost. Eu am fost doar pe secția pe pasă pe arest. Ai înțeles? Dar când am intrat pe procuratură, frate, deci când am făcut pasul pe procuratură, am coborât jos, la modul cel mai serios. Eu și acum țin minte să vă lipă de carnea pe mine. De ce? Eu am zis așa, eu cred că n-am să mai ies mulți ani de aici. Am fost conștient. N-a fost prima oară când am căzut și mă obișnuiesc un pic cu pârnaia, dar nu cu pârnaia asta mai grea, mai mult așa. Prima lună, ce să zic, am intrat pe procuratură acolo, frățiorii mei, și holul era mai ok, era curățel holul. Dacă s-a deschis camera, frate, și era doi indieni de aia, care indieni, nu știu ce erau aia, în fine. Partea asta, un puște la care m-a dat în primire, care zicea că mai am și o tentativă, cred că era unul la procuror ca să-l țină acolo pe procuratură, nu, altfel nu se înțelege. Și eu, mamă, și lumina aia obscură și când am văzut tine ta în colț, să moară familia mea, dacă am zis, gata, mă, pe aici, mă. La mine n-a durat prima lună de pușcărie, n-a durat mult pe arest pe procuratură, pentru că eu după vreo două săptămâni, cam așa maxim trei, m-a pus. M-a aruncat. Am vrut să cază de la lună și m-a aruncat în ziua aia, pe spital. Am ajuns pe spital, deja eram euforic, frate, simțeam așa că totul nu se întâmplă. Ai înțeles că totul nu se întâmplă. Nu-mi venea să cred și nu realizam că eu sunt la pușcărie și că o să-mi iau atâția ani de zile de pedeapsă. Dar abia după a doua lună, a treia lună, am început să realizez lucrurile astea și să mă gândesc cum și în ce fel. Că în prima lună eram așa, ca și cum aerian. Aerian de tot. Să mor. Și mi-a pus o întrebare. Ziua eliberării, uite, o să vă spun mâine ziua eliberării, dacă sunteți aici, care dacă nu o să mai fi mâine aici. Mâine am să intru, deci am să fac o chestie, o să intru, cam așa o să intru, o să intru pe la 6, până la 9 pe YouTube. Și pe urmă, mă mai duc și-o pe TikTok, vine o grămadă, băieți, prieteni de-ai mei pe acolo. Da. Ziua când m-am eliberat, a fost o zi pentru mine că am zis că m-am născut a doua oară. Până în momentul când am ajuns în fața porților ca să ies pe porți. Și în fața porților am zis, mamă, ce fac? Unde mă duc? Ce fac eu afară? Au început gândurile astea. M-am dus și mă angajez în mintea mea. Și până am început să întâmpi chestiile alea. Că ai cazier, nu te angajează nimeni, că nu alea. Chiar am scos cazierul, frate, și m-am dus să mă angajez. Vă dați seama că eram afonul de tot. Eu cu cazierul nu mă rămân să mă angajez. Când am văzut cazierul, vă sunăm noi mâine. Și m-am mai sunat niciodată. Asta e ce vrei. E greu. E greu în România ca să te liberezi, să te angajezi. E foarte greu pentru că cazierul nu te angajează nimeni cu cazier. Și mai ales ce cazier. Hai că era de furt, hai că era de fapt mică. Sau, dar cu mortăciune și te spune, le-ai frică la oameni, frate. Trebuie să venim cu crimă dacă... Și pe mine. Da, mă, da, pe ce am dat, l-a cunoscut, da, adevărat. Ai văzut comentariul celor de la... Nu mi-a dat niciun semn de viață, ai înțeles? Acum, dacă ori vrea, eu am scris acolo de sub, da, sunt interesat. Dacă e vrăjeală sau dacă astea, să fie sănătoși. E problema lor, nu e problema mea. Ei știu, nu eu. Îți dai seama că mi-ar conveni, frate, să-mi facă și mie dinții. Nu-i mult, doi dinții de mână cap sau să-mi pun o chestie de aia dentală fixă. Ar fi,
Ar fi ok, ar fi o realizare pentru mine, că mă costă foarte mult să mor. Da, mi-ai spus, prab, mi-ai spus o dată, frate, te cred, mușule. Mi-ai zis o dată, mai sus. Da, o prima lună ne țărești, euforic, nimic nu. Te zăpăcește, ești de bun. Salut, chinezule, salut. Am spus că avea o realitate, o emisiune pe realitatea. Da, mă, ăla vorbea numai din Bari Verde. Dar vezi, uite, a prins la public. De fapt, a prins la public. Voi n-ați văzut, mă, că ăștia fac pe la, și pe la canal, deci pe părțile astea. Ia pe ăștia, vezi, doamne, care crede că e mai fioros și că ia l-a luat și pe ăla care e pe TikTok acum, o piciola ăla din câmpină. Bă, termin astăzi nebun la cap, că și eu am tras de fiare și m-am pus traghear de fiare și să zic că sunt pulă. Mascații erau umani sau primitivi? La ce te referi? Primitivi. Dorule, la ce te referi, frate? Mascații teroarea în pârnaie, frate. Ca bătăi? Să te ferească Dumnezeu să intri în mână la mascați să te bată. Că te bate cu legitimație, poate să te și omoare și te scoate că ai făcut comoție cerebrală. Ca să înțelegi. Cu care zile, frate-mi? Cu care zile ai vorbit, Cristiane? A, cu Cristiane Lugheală? Că el e în Anglia. Al pop? Fratele, mă, ești nebun la cap. E dulceața mea, ești nebun. Păi nu m-a pus, bă, cu mine, nu? Ce ești nebun? Păi dacă nu era ei, atunci să moară, mă, dacă te minte, nu adevărat, zic, dacă nu era, fii atent aici, dacă nu era Sile, dacă nu era Bobby. Păi nu intră el pe YouTube aici, mă, el intră pe TikTok mereu. Dacă nu era Sile, dacă nu era Bobby, frate, Bobby nu chiar, mă, dacă nu era Bobby, cine, și Luci, că marea în grasă și cu aia o dă să invers, cu oameni, că dată trebuie să le dai. Să moară familia mea de nu. Cred că dădea omul declarație de mine și l-am mandat aici de bun. Când l-am avut și o belau atunci pe Pijila, am povestit despre ea. A venit Bobby să moară mamă și a zis Bobby, n-ai mă dreptate, ești nebun la cap, e gole și mechelule și fraiere, ești nebun la cap. Și tot ce mă dă parte, dai mă că fraierul poate să ce și faci declarație sau alea. Ce ai mă, Bobby e un chiul meu, chiar și cu aile lui, să mor. Și silică tot unchiul, că vine neamuri. Să nu mă... E moșul meu, nu, ce vrei. Uite, vezi? Dacă nu erau ei, poate pățeam ceva rău. Să mor aici. Mai știi, fraierul, îmi spune de dau o declarație, mai le-am să rămân sus. Care a fost cea mai urâtă, mai mizerabilă pușcărie din țară? Craiova, frate, pentru mine. Craiova m-a marcat pentru că am fost pe celular. Celularul mic. Tatea poate că cai de pe pișe, că nu era nimic acoperit, se mirosea seara, adică Craiova. Craiova. Saltările alea jegoase, ce să zic. Era ca și cum erai pe izolare. Cum erai izolare pe Jilava și erai pe Craiova pe... Da, da. Eram pe celular, de aia zic. Deci cum era pe izolare pe Jilava, cum era izolare pe Jilava și era celularul care stătea în el pe Craiova. Da, să zic. Își găseau motive din orice, dorule. Mascați, dacă vor, ei își găsesc motive din orice. Ai înțeles? Dar de regulă, dacă intra peste tine într-o piață și erai puțin mai recalcitrant, stai, domnule, de ce ai intrat peste mine cu tare, atunci sunai pe cârcă. Și nu prea ține cont mascații de lume. Mai țineau cont de lume, dar dacă vedea că saricalul te tampona frumos, că aia era, ca să pomenească, să te aducă cu picioarele pe pământ, că tu nu ești jumichel. Ești un fraier. Scurt. Am fost rob și la minori, dar n-am stat mult la minori. Eu m-am liberat după Jilava. Mi-a dat drumul după Jilava, n-am ajuns nici pe Găiești, nici pe Târgu Ogna. Am și pus un vlog acolo și a... Prima mea pedeapsă cu minori a fost atunci când m-am întâlnit cu Gogu, frățiorul meu, ca și cu aia lui. Cu fratele meu, cu Gogu, alpinerul. Când eram pe circa, amândoi. Hai, dracul, atunci n-a pus lanțul, mi-a pus lanțurile, bă, să mă... Mama, n-am văzut așa ceva. Bine, tampona se mură pe ăla. Să mor, n-aia.
I-am cunoscut, frate, cum să nu-i cunosc? Ești de bun la cap și afară și de acolo. Cum să nu-i cunosc? Ești de bun? Păi, când în pedepsa care a fost anterioară, asta înainte de... eram la muncă. Și eram lângă camera lui Cristofor. Toată ziua eram pe prin camera pe acolo. Ce ai? Și Seghere era acolo. Am cunoscut, dar am mâncat și pula ta. Hai să spun o chestie. E niște lucruri care nu pot să le aduc. Oamenii au murit, Dumnezeu să ierte să le fie țărna ușoară și nu prea dă bine ca să vorbești de ei. Să mor eu. Că ți-ai o lenjerie de pat în țigări? Depinde ce lenjerie, că dacă era de aia halatită și mecherită, te un carton de țigări. Dacă nu, cu 5 pachete de țigări luai. Luai și cu 3, luai și cu 2, depinde cum prindeai. Ca să se înțeleagă, ca să te vorbești, depinde cum prindeai fraierul la șmecherie. Cum îl cardeai frumos. Ca dacă simțeai că nu-i țigări în cameră și disperare, nu ai pe nimic. Că asta e, așa e până aia. Dar piețele la politicieni se fac, nu se prea face la politicieni, că le e frică de guvern. Și chiar dacă intră așa de ochii lui Milamiștu, dar le lasă tot, care are acolo și pe masă și băutură și telefoanele, lasă pe masă, nu le ia. Totul e ok și au plecat afară, ca să înțelege. Depinde și ce politicieni, că dacă sunt în vogă și au oamenii cum îi au, este. Uite, de exemplu, când a fost Cosma, atunci când era susținut de guvern, pe la dacă intra piață, intra așa de la mișto, stăteau puțin în vezi doamne Sanche, făceau piață și ieșeau afară. Ca să fie luat pe camera de la vedere, să zică, uite, lumea, să fac piață și la asta. Dar nu, se făcea piață, el lăsa toate acolo. Da, frate, ce dracu. A, așa e și în ziua de azi, nu? La fel. Salut, Florin, salut. Păi așa este, la până aici, să mai vorbim, că iei lucrurile pe nimica. Dacă nu are țigări în cameră și țigarea dispare, gata, îl harești tot. Sau le ia amanet. Mulți le lasă amanet mai mult. Dar vezi tu cum sunt prinși în droguri, cum sunt prinși în chestia asta, nu prea mai... nu prea mai le dă... Și spun, lasă-mă că mi-aduc alții și le tinde. Renunț cu hoții care furau din gen sau astea? Sau cum? Era mai greu ca să fure din gen sau astea. Pentru că când erai într-o cameră, te impuneai, băi, să nu furați, să nu curteți în alta, că până mă văd, îi spurt. Și normal, dacă era unul care se văd și îl turnai, nu ai câteva pace, câteva dreapta și gata, îl lăsai în pace, că nu puteai să-l omori ca fura și un pachet două de țigări sau că era foame. Hai să-l luăm logic. Nu puteai să-l omori. Sau să-l iei la bătaie, să-l disperi sau alea. Trebuia să te gândești în mintea ta. Salut, Adriane, te pup să-ți trăiască familia ta și ce-ți dorești. Te pup, frățiorul meu, te pup de la București. Pup Timișoara să-ți vă trăiască copiii voi și ce vă doriți. Nu poți să iei un om să-l bați, că dacă nu-i are țigări să fumeze și nu are, dar tu trebuie să fii atent ca să nu dai ocazie la chestiile astea ca să se poți. Oare cum? Dacă tu ești puțin mai așa și produci în părnaie și vine țigări și alea, trebuie să ții camera în așa fel încât să nu se ajungă nimeni din cameră, la prăduieli, la disperare să fugă din cameră, să nu ajungă să fure ei între ei ca să iasă discuțiile, să iasă nenorociri, că dai ce se nenorociri și discuții, ai înțeles? Și tu trebuie să-i menții frumos, pac, le dai și lor acolo să fumezi, le dai alea, asta e, că asta e până aia, ca să ții o cameră bună, să ai și tu un telefon, să fie o cameră fără probleme, să ai un telefon, să mai faci o șmecherie, să mai faci o astea. Trebuie să dai și lor, frate, să mănânce, că nu poți să stai să uite în gura ta non-stop, cum fumezi, să fumezi numai chestioacele tale sau alea, că e urât să mor dacă nu-i urât rău. Eu niciodată n-am făcut chestia asta. Și cu ce să te lauzi? Te lauzi cu ce? Cu fraierii din cameră, cum ar veni? Că, să mă iertați că zic așa cu fraieri, dar eu vorbesc în termen acum de prânai, ca să înțelegeți. Te lauzi cu fraierii din cameră, că ai terorizat fraierii din cameră, păi n-ai cum ca să ești frate, că înseamnă că nu-i șmecher, ești de bună cap. În contră. Lumea care e în cameră trebuie să o ții bine încât să te susțină dacă aici se întâmplă ceva cu tine. Dar oamenii e greu să meargă pe tema asta. Nu l-am prins pe Năstase, frate, eu. Dar mă, zis-mă, ți-am spus, frate, care e problema cu ăștia. Băi, prab. Păi de ce să fie, mă, omorâți, mă, mâncați, că...
cu toții trăiam. Oricine ajunge și dă un ciulan, vrea să-mi halească din el. Asta este, așa e pârna aia. Ia angajează-te tu într-o firmă și să poți să furi acolo, din firma aia să trăiești, să ții și tu acolo în fiecare zi, să ai în buzunar. Furi sau nu furi? Fără să se întâmple nimic cu tine. Spune că furi. Nu poți să stai așa, ce naibă. Exact, mai bine pas, bravo. A, păi ea de la, păi ea de la bucătărie își permite, frate, ai înțeles că asta e, își permite. Că e toată mâncarea pe mâna lor și vor și țigări, vor să trăiască și aia. Dar normal ar trebui, nu ar trebui așa să facă, ar trebui când pleacă la FV sau alea, așa ar fi normal, să bage mâna în buzunar, să dea lor acolo, iau un carton de țigări, pune și mie un surplus, bagă și mie 10, 15, 20 de kg de carne, bagă și mie aia, bagă și mie aia, bagă și mie aia. Să poată să trăiască și ei, dar ei furau din hrană. Și de-aia nu mai e gustul care trebuie, hrana și multe chestii. Dar asta e. Eu unul mă mulțumeam că aveam și mecheria ca să pot să trăiesc eu în continuare. Adică să iau, cumpăr de la el, că eu nu luam eu. Eu cumpăram de la el. E problema lui. El dacă spunea, bă, am asta de vânzare, dă-o încoace. Mă, muie, mă mai cunoști? Te rup în două. Rup, mă. Păi uite, vezi că ești obraznic să moară familia mea. Uite, vezi? E urât că în jur de morți. De ce în jur frățiorul meu de morți? Să trăiască familia ta și ce dorești? Băi, Dumitrule. Eriane, de ce în jur, frate, de morți? Să trăiască familia ta și tot ce dorești? Dacă eu îți vorbesc frumos și vreau să vorbesc frumos, vezi? Tu în jur de morți, în jur de alea, tu te dreacu de aici de prost, ești o petardă infectă să moară familia mea. Ești o petardă infectă, rău de tot. Tot te dreacu de aici, că n-ai ce să cauți aici. Nu-ți dau ocazie să-ți răspund ție că mă înjosesc. Ești nebun la cap. Asta-i parte să te înjure de mor și de ce vrei tu. Salut, salut, Vlad. Adevărat, nu e intrat social de alea cu nervos. Nu și-a băut jumătatea. Și afară se fură, frate. Am fost în Germania și credem că se fură și afară. Veneau ăștia ca să ne aducă pe șestache. Să mor dacă te mint. Deci și afară se fură. A, din mâncarea din ghium. Mâncarea din ghium nu, frate, pentru că acolo sunt porțile făcute și trebuie să iasă porțile la toată lumea, că dacă nu sare în sus. Dar din bucătărie și afară se fură. Uite, în Germania se fură și a fost pe maximă siguranță, de-aia zic. În Germania. Chiar se fură și afară, că mi-aduceam mie fripturi să mănânc separat. Să mor eu. Te omoare lumea, n-a zis nimeni că te omoare lumea în Occident, dar vezi că aia de la bucătărie mai fură. Uite, de exemplu, eu aveam un român la bucătărie, de bun la cap un prieten al meu în Germania, când m-am întâlnit cu el și mi-aducea fripturi. De unde luai fripturile alea și cartofi prăjiți? Pe bune. Adevărat zic. Ea este, frate, peste tot, mă... Toată lumea inventivă, că nu se auzea, că nu alea, asta e altceva, da? Că lua foc, lua foc lumea. Da, e bine. Foarte greu să descurcau cei necăutați, adică se descurca greu cum? Cum se descurcau greu? Dacă te dau într-o cameră bună, dacă intrau într-o cameră bună, erau bine pentru ei, pentru că trăiau și ei până în gărestul, ai înțeles? Uite, dacă eu, pe la alte camere nu prea treau, că îi băga oamenii în cârpe, îi băga în alea, adică în josel, în chestii de astea, vezi, doamne, că ei sunt mai de domeniul trecutului, în spate. Adică că nu au, sau alea. Îi băga în cârpe, dacă accepta ei să iasă în cârpe. Oricum, curățenia, când era curățenia generală și nu-i ținea pizda ca să poată să facă, eu nu fac mă cura că sunt pulă. Și într-adevăr să fie pulă, să se bată cu oameni, să-i bată cu oameni. Trebuia să sară oamenii, să-și facă curățenia care trebuia să facă, pentru că odată pe săptămână cine nu plătește face curat. Că asta e. Asta e. Dar, de regulă, cel mai bine era cum făceam eu. Eu făceam în felul următor. Când am să plătiți curățenia? Când avem să plătiți curățenia acum? Păi 4 ani, 5, 5, 6 ani. Când vine, mă, două pachete de țigări, că ia 10 țigări pe săptămână. Da, mă, ia-ți, mă, țigările aici, ați dat-o, mă, cu să le stați, mă, acolo, liniștiți. Trebuie să faci o chestie ca să fie bine pentru tine cu cameră. Dacă ești băiat deștept și dacă vrei să ai o cameră bună,
să nu înțelege lumea, să nu sară lumea pe tine, să nu începe cu, să nu înceapă cu bisericuțe, cu astea. Trebuie să fii puțin mandit pe la pârnaie ca să o duci așa cum trebuie. La pârnaie nu trebuie să rezumă la pum și la cuțit. Că pistoale n-ai de un sai. Logic. La pârnaie nu totul se rezumă la pum și la cuțit, frate. La pârnaie trebuie să fii bandit, să știi să-ți iei o cameră, să știi să-ți iei oamenii care îi ai în cameră, frate. L-am trimis, mă, la 4-3, l-am trimis la WC-ul de cu pe ăla. L-am trimis la toaletă de dracu. E oricare jurea de mor, dă-l dracu de prostul dracu. Ce să fac, să-l înjur și eu acum să-i răspund urât, dau notă de prostii. Da, dar adevărat bismas. Dă-i mă dracu de aici de proști, dracu. Păi să știi că așa sunt, majoritatea sunt copii. Ia uite, altul, mă, jegule, ce ai tu cu mine? Vrei castane pentru subț? Te trimis și cu ăsta, Eliane, ia uite. Te trimis și cu ăsta ca să pomenești. Să te duci frumos. Vezi? Depinde dacă primești carne în fiecare masă la nevoie. Uite, în Germania, cât am fost arestat, nu e... Nu primești carne. Ori mâncarea mâncare... Majoritatea... Bine, în Germania totul se baza mai mult pe cartofi. La germane cu cartofi mâncați. Cartofon, cartofon, de te spărgeam cartofon. Să moară măsa. L-am dat, Alexandra, l-am dat, bună seara, l-am dat afară, l-am dat afară. Vorbește, ce să-i fac? E online și scrie, n-am cum să-i opresc scrisul. Să încep să-l înjur? N-are niciun rost, să fie sănătos. O fi copil, o fi la și înjur un copil, ce dracu. Că un om asumat și un om care trebuie, nu vorbește urât așa. Da. Copile, frate, copii, lăsați-i în pace, că-s copii. Te pup, te pup, poți. Regele vulcanizărilor m-au omorât. Te pup, frate, în stea, că ce-ți dorești, poți, negru, te pup. Te pup, nipis, să-ți dea Dumnezeu sănătate, frățiorul meu, și Doamne ajută să ai o seară ușoară, frate. Lăsați-l, mă, nu mai vreau de la, că a plecat de încolo, că e copil de încolo, așa. Lăsați-l, mă, în pace, că nu... Așa se fac copiii, băi, n-ai ce să faci, e liberă chestia asta, și YouTube-ul și alea sunt libere, ai înțeles? Și intră și ei sunt, mai sunt cu încă 2-3 copii pe afară, pentru că e cald afară acum, că e o căldură aici la noi la București, nebunești, de mână cap, a fost 25 de grade, frate. Am fost să-mi iau țigă, să-mi iau suc, să-mi iau astea, moarte. Direct, mânică scurtă. Bă, nu e meserie grea șef de cameră, ba da, e ca meserie grea șef de cameră, pentru că trebuie să știi exact, trebuie să-i împași pe toți, frate, trebuie să-i împași pe toți să fie bine, înțeles? Păi... Și la ce să te gândești? Atât trebuie să te gândești, că l-am avut în cameră pe Vasile Gorun, ăla din Bâlcea. Și am o conduită care trebuie și exact ceea ce trebuie în cameră, deci de bun la cap. Că s-a întâmplat ce s-a întâmplat pe urmă, că nu știu sigur dacă s-a făcut de la el sau de la altcineva, de la cum de m-a aruncat pe altă secție, asta e problema la alții. Dar e greu să ai o cameră și să poți să o con... să ai ce trebuie, să te respecte lumea, să mai aveți și frică, să fii și ce trebuie, și ajutător, și băiat bun, și băiat rău, trebuie să ai toate stările astea, înțeles? Când... Că te joci cu mintea la 50-60, nu te joci cu mintea la 1-2-3. Am mai spus lucrul ăsta, frate, când mi-a dat 15 ani a fost cel mai greu lucru al meu. Când mi-a venit minuta de la apel și am, în loc de 10 am avut 15. Că de la 10 m-am făcut de 15. Am să spun, Alex, și despre automutilări și despre astea, că și eu m-am tăiat pe mână. Nu e scos din comun, m-am tăiat și eu pe mână, că trebuia să mă tai pe mână, că mai se întâmplă și lucrurile astea, că am rămas fără țigări și m-am tăiat ca să-i sapară pe hol să de țigări. Să mor dacă vă mint. Eu recunosc măcar. Ar ce spune că din cauza instanței sau alea. Stai, bă, zici că nu e așa. Odată m-am tăiat că am rămas fără țigări. Mă, și nu era o țigare în toată camera și turbasem toți și de bună cap și mi-a dat foc, de fapt mi-a dat foc gaborul. Și zic că l-am chemat și era seara după apel. Vreau să mă umbrești și pe mine 5 minute să mă urc până la camera cu dar să-mi iau și eu câteva pachete de țigări, că îmi dă.
Nu vreau mai să-ți dau drumul. Bre, tată, te rog frumos cu tare. Am vorbit frumos cu tare. Știi tu, și nervi întinși. Și alea, bă, mă scoți, dacă nu mă scoți, mă tai, am zis. Dar taie-te, mă doare în pulă. Și bang, bang, mi-am dat vreo trei. Băi, tu chiar te... Bă, dă-te în pula mea, pentru că să-mi iertați-mă, fetele, femeile, vă rog frumos. Și voi, ăștia, că poate aveți neveste copii lângă voi care vă uitați la mine. Scuzați-mă că folosi cuvintele astea. Sunt în discuție care le-am vorbit cu om. Dar nu vreau să... Și m-am tăiat. Acum ești obligat să mă scoți afară. Și scoți, dacă trebuie să mă duci la cabinet. Și m-a scos afară și m-am dus, m-am luat țigări, m-am luat și aia a fost o chestie. Pe urma a doua oară, când m-am tăiat, chiar de două ori m-am tăiat tot așa pe mâină, dar la a doua mi-am ciupit vena. Ai înțeles? A fost că l-am intrat atunci, în refuz de hrană, ca să rezolve problemele și astea. Dar mi-am ciupit vena la a doua. Atunci am stat mai mult așa, a fost mai greu. Băi, câte de astea ai, mă, frate, că te-am dat o dată afară, ești nebun? Bă, câte ai, mă, fire, hell naibii, să fii de idiot? Ia, mă, frate, du-te. Pa, mă, câte conturi poți să ai vă ăsta, mâncați și... Aia nu mai sunt timpurile alea, frate, mi-o zis, mase. Câte conturi ai tâmpit ăsta, bă? E cald și la Roma, Marianu, nu? Este. Aici e căldura maximă, frate. L-am blocat, mă, iar l-am blocat. Pe trei conturi l-am blocat, să mor dacă te mint. Câte conturi are, mă, ăștia? Mi-a spus o și că era un milionar la Jilava în cameră cu el și toți șmecherii ascultau de el. Nici nu fumau în cameră, fără caterincă. Uitaseră de șmecherie imediat. Despre ce milionar era vorba ăsta? Un tovarăș de tot, dar care, cum îl cheamă? La Jilava. Cine, cum îl cheamă? Trebuie să aibă și un nume omul ăsta, nu? N-are, mă, cum, ce dreacule, când a văzut banii aia păstrând de afară, nu mai fuma în cameră, care era la jământ, pe îl băgam eu pe el la WC-ul. Ce să fac, bă, să mă fumeze cameră? Ia, du-te, bă, dă-te morții, mății, cu banii, mății, cu tot. Dar bune acum, ești de bun? Păi mă înjosesc după mine, după părnaia care eu vreau să o duc pe picioare, că ce, că ai tu bani? Păi iei banii la șmecherii, mă, îl terorizezi psihic și iei banii. Bă, sunt multe la pârnaie care se fac și voi nu le știți. Nu sunt de chiar așa, că dacă are la bani, vezi, Doamne, gata, e cineva din contră, știi ce era, ce vacă de mulți, ca să vă intre bine în cap. Un milionar care vine pe la pârnaie e vacă de mulți. Să zică să rămână dacă intră într-o cameră cu 2-3 rechini sau 2-3 băieți, că o duce bine. Că dacă nu poate să o ducă prost și să doneze la lume ca să o ducă bine. N-are cum, ești de bun la cap, ăștia milionari, n-are cum să fie miezurile. Te sfătuiesc să nu duci nimic la oameni amărâți acolo, așa că nu ajunge nimic la ei, ca să înțelegi. Salut, Viorele, te pup. Deci nu ajunge nimic la ei, le ia gabori totul. Dă-l încolo de moderator, n-am treabă de moderator de alea, frate, că n-am treabă. Mai bine, sunt eu moderator. Să mă înjure, mă, dă-i încolo, ce treaba mea cu ei. Dacă atâta zice capul, frate, ce... Salut, Vasile. Ascultă-mă ce spun prap, că eu știu ce vorbesc. Deci nu există să fie vreun milionar, să aibă bani mulți afară. Păi mie, dacă îmi băga un milionar în cameră, indiferent oricine era, creierul meu era în 70.000 de părți încât să-l facă în așa fel încât să-mi bage și mie pe afară, pe la familie, câteva zeci de mii de euro sau 100.000 de euro. Dar nici de cum să-l facilitez să fumeze lumea la cameră că nu fumează el sau chestii de-astea. Păi nu există așa ceva. Păi să știu, conduita ta de pușcărie pentru niște bani înseamnă că să mă ierte Dumnezeu, ești bulangiu și te fuți pentru bani în cur. Să moară mama, înseamnă că te vinzi repede. Și la pârnaie, pârnaie, frate, n-ai cum. Ce faci, mă? Mă mai ții minte? Bă, nu te ții minte, dacă îmi spui cine ești, poate ții minte. Mamă, băga mea, ești alt cont are ăsta. Băi, frate, ești mănene, dar aici, firea în recu de copil tâmpit. Dacă... M-a mai îngrășat cu metri, normal. Dar cine ești tu? Spune și mie, frățiorul meu, dacă mai zic că mă mai ții minte.
Dar ce am ales de frate la Gabor câte 1.000-2.000 de euro aici, de bună cap, ce crezi? Bă, dacă intră în cameră, lapără Gabor în cameră? Păi intră în cameră cu arfa de milionar, că el e cine este și că el cu tare, el nu e Smart 2. El nu e Smart 2. El se folosește de Smart 2. Și pui mâna pe el și atâta bătaie îi dai de nu mai ajunge nici miliția până la el. Deci de bună cap, despre ce vorbim? Hai mă, terminați cu asta, că nu e așa cum vă zice ăștia. N-are cum, frate, n-are cum. Da, mă, te cred că ți-a zis omul... Are astfel de șmecheri și da, asta înseamnă că să merte Dumnezeu, au fost băieți proști ăștia care au fost cu el în cameră. Când are astfel de șmecheri, îl înjosești pe banii lui. Dacă ești băiat deștept. Dacă nu, halești. Să mor. Mai cum, frate, ești nebună că nu există și ceva să mor. Despre ce vorbim? Bă, mă, alt cont al ăsta. Ieși. Vezi dacă ești obraznic? Hap, te arunc mereu. Bă, câte conturi poți să ai, mă, frate, mă, la modul cel mai serios. Băi, nu este nebun la cap. Băi, vă pupă fratele vostru să vă trăiască copiii voștri și tot ce vă doriți. Haideți că mă rețac și eu, că am stat deja bine 2 ore jumate în live. Mă duc pe TikTok să fac talentul și pe acolo așa cu Lumili. Mă aud clar acum, Alexandra? N-am ce să fac, crede-mă, pe cuvântul meu. Nu e vina mea, nu nimic. Merg pe telefon și asta este. Până o să-mi iau și sculele care trebuie, mă suportați și pe mine așa. Pe urmă, mă suportați cum vreți voi. Vă pup să vă trăiască. N-are cum trebuie, pentru că sunt pe Wi-Fi. N-are cum. Iau, trebuie, altul, aliantaj, nebunule, pleacă, mă. Te-ai dus, mă. Băi, bă, câte conturi pot să-și facă, mă, frate? Bă, bun, la modul cel mai serios. Dar, Alexandra, să cred, dar nu e vina mea, îmi pare rău. Pe viitor o să îmbunătățesc toate chestiile astea ca să fie bine. Vă pupă tot să vă trăiască familia voastră și copiii voștri, să vă dați Dumnezeu sănătate la toți, să aveți parte de multă fericire, de multă sănătate și multă libertate, fraților, și lăsați arfele. Lăsați tot. Imediat, da, spune Xava, spune acolo și ce vrei să spui, că îți răspund. Lăsați arfele, lăsați figurile, lăsați tot să nu ajungeți pe la pușcărie, frații mei. Mențineți-vă liberi și să aveți o conduită afară care trebuie să nu ajungeți pe la pârnaie, că pârnaia strică oamenii, credeți-mă. Și pe mine m-a stricat. Dacă m-am pus cu picioarele pe pământ și am început să alea, e șmecheria că am avut cine să mă pună pe picioare. Că dacă nu era nevastă mea, nu eram așa. Era, poate eram pe la pușcărie iară. Vă pup cu respect să vă trăiască ce doriți. Te pup, Marius, te pup. Zic sabat, frate. Nu mai înjurați, Alexandru, lăsați-mi în pat. Vrat, ți-am mai spus o dată, lăsați-l pe ceampă, nu pot să mai stau. Mă, răule, te calc în club. Te dau afară iară, du-te de aici. Zic sabat, ascultă, aștept să-mi spui ce anume vrei să-mi spui, frate. La bombardier, da. Zic, Saba, că ai spus că ai avea o rugăminte, frățiorul meu. Aștept ca să-mi scrii, frate, mi să vedem ce anume. Domnul Cristi, aș avea o rugăminte. Spune, frățiorul meu, despre ce e vorba. Aștept să-mi spui. Că dacă ai spus că ai o rugăminte, stau după tine acum să aștept să vedem ce îmi spui și ce să zic și după urmă ies. Că ți-am promis că stau, de-aia zic. Nu înțeleg adresata la ce te referi. Fii atent. Tu știi unde intru eu pe TikTok? Tu știi TikTok-ul meu? Stai, nu mai scrie nimic aici. Nu mai scrie nimic. Adresata Ciobic Savin. Am înțeles. Nu mai scrie nimic aici, te rog. Știi pe TikTok? TikTok-ul meu care l-am? Stoicov Show pe TikTok? Hey, eu intru acolo și acolo poți să-mi lași mesajii. Îmi dai urmările, îți dau urmările. Și poți să-mi lași mesaj în privat, fără să știe nimeni ce-mi scrie sau alea. Că nu e bine să scrie aici, poate. Mai sunt și oameni buni. Logic, nu? Peste tot sunt oameni buni. Mă, cât serios ăsta, bă, frate, pe ăsta l-am blocat în al 7-lea cont ăsta. Du-te dreacu, bă, de aici, mai aici afară și lasă-mă în pace, ești prost. Păi vrei să te mai iau de tine, aiurea? Ai înțeles, Saba, frate?
Fă chestia asta și îmi scrie acolo tot ce vrei, cum și în ce fel. Nicule, ies afară, frate, vă dau explicații mine seară sau intrați pe TikTok și vă spun acolo. Cu plimbarea cu balena, o să vă zic și aia, dar nu mai să pot să mai stau, frate. Nu mai stau că deja am stat... am înțeles. Păi nu știu, aici nu merge ca să dai mesaje separate pe... Cum să zic eu... Chiar nu merge. Nu știu cum se iau legătura cu tine. La tine e adresa aia de ce? De ce obiți amin? E Messenger, ce este? Ca să știu eu. Am înțeles că n-ai TikTok. Am înțeles. Păi și ia spune tu, TikTok, intră pe TikTok. Hai, Messenger-ul ăla, nu? Stai așa să-l tric. Hai mă, gata, să ajunge, Dumitrule Eriane. Hai, fii și tu, domn, te rog frumos, da? Ajunge, Eriane, te rog mult. Xaba, te rog frumos, lasă un mesaj aici, frate, și spune cu Messenger-ul cu alea, că nu sunt mulți sau alea, și trimite-o pe Messenger un mesaj cu salut sau alea, da? Sau ia Messenger-ul meu, bagă așa, Cristi Manole. Serios, Messenger-ul meu, poc și dăm un mesaj. Vezi că e poza mea acolo, se vede. Și care vezi la timp pe Facebook, pe astea, că eu vă accept pe toți, pe bune. La mine e egal cu zero, că n-am ce să ascund de nimeni nimic. Cel mai ok așa. Ai înțeles, Saba? Chiar e ok. Ce să-i fac, mă, că i-am dat 20.000 de blocuri în toate părțile. Are atâtea de astea, are atâtea conturi de astea are făcute, că te doare capul, mă, în casă. Și n-ai ce să zici, legici. Chiar n-ai ce să zici, să mor eu. Bă, nu a fost 13, ci a fost mai puțin. Hai, vă pup să vă trăiască familia voastră și tot ce vă doriți. Te aspetera. Mă duc să mă bag și eu pe la TikTok. TikTok, cum a zis Ana. Se scrie TikTok, nu TikTok. Mă duc la TikTok. E bine așa cum metre. Te pup, Praga, te pup, Nicușoare. Hai, vă pup pe fratele vostru să vă trăiască ce doriți și dați-mi și mie like-uri de alea care ați fost pe aici să vă trăiască familia voastră. Ai înțeles, Saba, nu? Dacă e ceva. Vă pup, să vă dați Dumnezeu sănătate și tot ce vă doriți. Vă pot toți, fraților.